este Tatăl nostru, că știm că în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Hristos a înălțat, Doamne ajută, bine ați venit iarăși, din nou, în mijlocul nostru. La această întâlnire, zicem noi, deosebită, interesantă, chiar inedită, fiindcă în seara aceasta îl avem ca invitat de onoare în mijlocul nostru, pe Părintele Lector Universitar Dr. Adrian Sorin Mihalache, cadru didactic la Facultatea de Teologie Ortodoxă Dumitru Stăniloae, Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași și realizator al emisiunii Lumina Celui Nevăzut de la TV Trinitas, Televiziunea Patriarhiei Române. Tema cu care a venit Sfinția sa este de asemenea una deosebită. De trei ori n-are opac. Despre nebunia supra sau rațională a credinței și raționalitatea sau iraționalitatea nebună a lumii de astăzi. Totodată, în cadrul acestei întâlniri, vom prezenta și o nouă carte, în două volume, o nouă lucrare a Părintului Profesor Adrian Sorin Mihalache, carte pe care o aveți în fața dumneavoastră, intitulată Lumina Celui Nevăzut. Aceasta este penultima întâlnire duhovnicească, o seară duhovnicească a noastră, până în vară. Ultima fiind peste două săptămâni, invitându-vă și așteptându-vă și la aceea, adică în ziua de luni, tot luni, 27 iunie, tot la orele 19, tot aici, când invitat, atunci îl vom avea pe domnul Iulian Capsalu, pe care cred că cei mai mulți dintre dumneavoastră îl știți sau de care ați auzit. El este mărturisitor creștin, regizor, scriitor, publicist, un apologet al lui Hristos în vremurile acestea contemporane. Vă așteptăm și atunci, urmând ca din toamnă, din septembrie, să reluăm aceste întâlniri duhovnicești, aceste seri duhovnicești, cu alți invitați, care toți credem că vă vor fi de mare folos dacă veți veni să-i ascultați și să vă întâlniți cu dumnealor. Părinte Profesor, mulțumim din suflet că ați dat curs acestei invitații din această seară, aici la noi, la biserică. Vă mulțumim pentru toată dragostea și disponibilitatea, deschiderea pe care ați manifestat-o. Știu că aveți un program foarte încărcat și totuși, iată, ați reușit să veniți. Chiar astăzi, Părintele Profesor a venit de la Iași toată ziua cu trenul. Și nădăjduim să ne mai întâlnim, să mai veniți în mijlocul nostru, să ne mai întâlnim, deși în alte ocazii și fericite prilejuri, sănătoși, bucuroși și cu folos. Doamne ajută, bine ați venit în mijlocul nostru, sperăm să vă simțiți bine. Mulțumesc foarte mult pentru invitație. Mă bucur că am ajuns să vă întâlnesc. Aveți o comunitate foarte frumoasă, o biserică foarte frumoasă. E călduroasă, așa, intimă, are mult lemn. E ca o casă. E ca o casă unei familii, ca un cămin al primitor. Intrăm direct în temă, pentru că sunt multe de spus și ora e târzie. Tema aceasta care vizează intrarea la Areopag a Sfântului Apostol Pavel și felul în care această întâlnire a Sfântului Apostol Pavel pe care o relatează Faptele Apostolilor cu filozofii din vremea aceea
poate fi semnificativ, poate fi o lecție pentru cei ce astăzi se întâlnesc cu oamenii, cu vecinii, cu prietenii lor, persoane care nu sunt deschise spre mesajul revelat, spre descoperirea făcută de Sfânta Treime prin întruparea lui Hristos în istorie. Lucrul acesta este esențial astăzi, să înțelegem cum se raportează un creștin la semenii lui, mai ales la cei care nu sunt creștini. Și această raportare, că noi dorim sau nu, că suntem preocupați sau nu, este obligatorie, pentru că societatea în care trăim este o societate multiculturală. Sunt foarte multe persoane care trăiesc chiar în vecinătatea noastră și care nu sunt creștini, care nu împărtășesc nici măcar adevărul existenței unui Dumnezeu care a făcut această lume, nu au nicio formă de religiozitate sau de spiritualitate pe care să o practice. Și aceasta face dificilă coexistența noastră cu aceste persoane, mai ales dacă ele sunt în vecinătatea noastră. În trecut, lucrul acesta nu era așa imperios, nu se impunea cu necesitate, pentru că nu era atât de posibilă circulația, mobilitatea rezidențială, faptul că persoanele își pot schimba domiciliul, își schimbă serviciul, se mută în altă țară, fac diverse stagii de perfecționare venind de departe și stabilindu-se aici. Și nici circulația turistică nu era așa de pronunțată, dar în ultima vreme, în ultimele decenii, există această circulație, această mobilitate globală a persoanelor, există foarte mulți turiști, există o libertate de afirmare a valorilor personale și din acest motiv societatea ne ridică probleme în maniera noastră de a afirma credința și de aici există și o anumită dificultate sau un anumit risc în afirmarea incorrectă sau incompletă a mesajului revelat. O manifestare sau exprimare a incompletă a adevărului revelat ar putea să fie posibilă atunci când cineva nu cunoaște adevărul revelat, nu cunoaște dogmele credinței și mărturisește acest adevăr incorrect, dar ar putea să existe și riscul de a mărturisi incomplet adevărul de credință, și anume prin aceea că adevărul dogmatic este mărturisit în conformitate cu ceea ce tradiția a descoperit și a lămurit pe baza textului scripturistic și a faptelor pe care Hristos le-a săvârșit, dar această mărturisire corectă este incompletă pentru că nu e însoțită de iubirea pentru cel care primește această mărturisire. Și în câteva privințe, întâlnirea Sfântului Apostol Pavel cu filozofii din Areopag poate fi o lecție pentru noi, în modul în care noi ne raportăm la cei de alte credințe. Mai întâi, faptul acesta al întâlnirii Sfântului Apostol Pavel cu filozofii din Areopag este relatat în Faptele Apostolilor. Eu mi-am luat calculatorul și nu folosesc acum Scriptura, pentru că în afară de textul din Sfânta Scriptură, mi-am selectat câteva texte din Sfinții Părinți pentru a adânci unele înțelesuri pe care le întrevedem aici. Și de aceea, cu permisiunea dumneavoastră, o să citesc textul din Sfinții, din Faptele Apostolilor, care ne prezintă întâlnirea Sfântului Apostol Pavel. Nu este un text lung și după aceea le vom lua pe rând câteva din versetele care sunt semnificative. Deci, atenienii și străinii care locuiau acolo nu-și petreceau timpul decât spunând sau auzind ceva nou. Și Pavel, stând în mijlocul Areopagului, a zis: bărbați atenieni, în toate vă văd că sunteți foarte evlavioși, căci străbătând cetatea voastră
Și privind locurile voastre de închinare, am aflat și un altar pe care era scris Dumnezeului necunoscut. Deci pe cel pe care voi, necunoscându-l, îl cinstiți, pe acesta îl vestesc eu vouă. Dumnezeu care a făcut lumea și toate cele ce sunt în ea, acesta fiind Domnul Cerului și al Pământului, nu locuiește în temple făcute de mâini. Nici nu este slujit de mâini omenești, ca și cum ar avea nevoie de ceva, El dând tuturor viață și suflare și toate. Și a făcut dintr-un sânge tot neamul omenesc, ca să locuiască peste toată fața Pământului, așezând vremile de cele mai dinainte, rânduite și hotarele locuirilor. Ca ei să caute pe Dumnezeu, doar l-ar pipăi și l-ar găsi, deși nu e departe de fiecare dintre noi. Căci în El trăim și ne mișcăm și suntem, precum au zis și unii dintre poeții voștri, căci ai Lui neam și suntem. Fiind deci neamul lui Dumnezeu, nu trebuie să socotim că dumnezeirea este asemenea aurului sau argintului sau pietre cioplite de meșteșugul și de iscusința omului. Dar Dumnezeu, trecând cu vederea veacurile neștiinței, vestește acum oamenilor ca toți de pretutindeni să se pocăiască, pentru că a hotărât o zi în care va să judece lumea într-o dreptate, prin bărbatul pe care l-a rânduit, Hristos, Fiul lui Dumnezeu întrupat, dăruind tuturor încredințare prin învierea Lui din morți. Și acum textul ne spune în încheiere, și auzind despre învierea morților, unii l-au luat în râs, iar alții i-au zis, te vom asculta despre aceasta și altă dată. Și apoi textul se încheie, astfel Pavel a ieșit din mijlocul lor. Nu e foarte extins textul acesta, dar este foarte bogat în înțelesuri. Pentru cineva care îl cunoaște pe Sfântul Apostol Pavel și știe forța lui intelectuală, forța lui argumentativă, pregătirea lui temeinică în tradiția Vechiului Testament, pregătirea lui temeinică în filozofia greacă, cunoștințele lui extraordinare și sârguința lui pentru mărturisirea adevărului de credință, sunt câteva lucruri neașteptate aici, în întâlnirea cu filozofii greci. Mai întâi trebuie spus că Areopagul era locul unde se adunau cei mai buni filozofi și că spațiul grec nu era înțesat de o filozofie slabă. Spațiul grec era înțesat de filozofie și de gândire și de reflecție umană de foarte bună calitate, din perspectivă creștină. Lucrul acesta îl știm pentru că mai târziu, dar nu foarte târziu, apologeții, cum sunt cei de limbă greacă în special, Sfântul Augustin, martirul și filozoful, de exemplu, dar și foarte mulți alți părinți din secolele care au urmat, au folosit foarte mult reflecția de gândire filozofică în exprimarea adevărurilor de credință. Trebuie spus că adevărul de credință era nou, era de o noutate extraordinară în raport cu ceea ce tradiția greacă a pregătit pentru umanitate. Adevărul de credință nu se regăsește în reflecția filozofică și sunt deja foarte multe studii aici care vorbesc despre lucrul acesta. Adică ceea ce vreau să spun este că revelația este de o noutate absolută. Ceea ce Fiul lui Dumnezeu realizează prin întruparea Lui e cu neputință de găsit în ceea ce oamenii au înțeles înainte de a veni El ca om la noi. Dar filozofia greacă, așa cum ne arată toată tradiția teologiei patristice, a folosit foarte mult în gândirea patristică, pentru că foarte multe din textele dogmatice sunt exprimate în limba greacă. De fapt, dacă am încercat să exprimăm dogmele credinței, dogmele sinodilor ecumenice în limbajul ebraic, aveam mari dificultăți, pentru că filozofia greacă a conceptualizat foarte mult.
a introdus distinția între ființă și ipostas, ca să poată defini mai apoi persoana, și numai în limbajul limbei grecești s-a putut adânci felul în care Hristos este și Dumnezeu și om. Și este o persoană care are în sine două ființe, care cuprinde și lucrarea ființei dumnezeiești și lucrarea ființei omenești, și lucrarea naturii dumnezeiești și lucrarea naturii omenești. Toate acestea au putut fi lămurite de Sfinții Părinți utilizând limba greacă, o limbă foarte mult preparată, rafinată, conceptualizată de reflecția greacă. Deci filozofia greacă era foarte bună, foarte folositoare și s-a dovedit lucrul acesta în modul în care creștinii au preluat multe din practicile, din înțelesurile pregătitoare ale filozofiei grecești în a exprima adevărul revelat. Chiar și așa, adevărul revelat în unele privințe a fost de o noutate radicală, încât inclusiv limba greacă, foarte mult rafinată de reflecția omenească, a trebuit să fie forțată, violentată chiar, ruptă în anumite coerențe ale ei, pentru că întruparea lui Hristos și noutatea acestui eveniment, fără precedent în istoria umanității, nu poate găsi reflecția omenească pregătită întru totul pentru asta. Așadar, spațiul grec era un spațiu valoros din punct de vedere al experienței umane. Nu era o experiență care ar putea fi aruncată, trecută în derizoriu. Și lucrul acesta îl mai vedem undeva, îl vedem după evenimentul acesta al întâlnirii Sfântului Apostol Pavel cu filozofii greci, îl vedem în debutul Evangheliei Sfântul Evanghelist Ioan. Pentru că Evanghelia lui Ioan începe cu textul "La început a fost cuvântul". Ceva l-a determinat pe Sfântul Evanghelist Ioan să nu scrie în debutul Evangheliei sale "La început era Fiul lui Dumnezeu". Nu a scris lucrul acesta, deși era corect din punct de vedere teologic. Mai puțin corect era, la început era Logosul, sau nu să, poate că nu mai puțin corect, dar mai riscant. Pentru că Logos era un termen filozofic grecesc în raport cu care filozofia greacă a reflectat 600 de ani. Și cineva l-ar fi putut întreba pe Sfântul Ioan Evanghelistul: Sfinte Ioane, de ce scriem aici "La început a fost cuvântul"? Oare nu știi că Logosul, acest termen, este al grecilor? Că ei au scris 600 de ani despre el. Și tu, scriind asta în începutul Evangheliei tale, foarte mulți greci vor veni aici și vor spune că și ei știu ceva despre Logos. Și odată cu intrarea grecilor în creștinism, multe erezii vor intra. Nu mai bine scrie aici "La început era Fiul lui Dumnezeu"? Pentru că Logosul la asta se referă. Dar Sfântul Ioan Evanghelistul a scris "La început era Logosul" tocmai pentru a arăta că Logosul despre care au vorbit grecii este cel care s-a întrupat. Și că ei, întrucâtva prin efortul rațiunii lor, au întrevăzut această raționalitate a lumii și faptul că toate sunt făcute într-o unitate. Deși există o diversitate extraordinară a lumii, diversitatea nu sparge unitatea. Nu e greu să instaurăm noi ca oameni un loc caracterizat de diversitate. Putem să punem, de exemplu, un ceată de copii să deseneze desene. Fiecare să deseneze ce vrea el. Și după ce toți au desenat, ne va fi foarte greu să aranjăm toate desenele într-un singur contur și ele să se dovedească foarte strâns legate între ele. Creația e mult mai diversă decât ar putea un miliard de oameni să deseneze. Diversitatea creației e mult mai mare. Și cu toate acestea este caracterizată de o unitate ieșită din comun. Grecii au întrevăzut această unitate și au vorbit despre logii
și despre Logos înainte de a veni Hristos. Și atunci când a venit Hristos, Hristos nu a spus despre sine, eu sunt cuvântul. El a spus despre sine, eu sunt calea, eu sunt adevărul, eu sunt viața, eu sunt lumina lumii, eu sunt pâinea care se coboară din cer. Dar eu sunt Logosul într-un mod explicit și consistent. Nu-l găsim. Și totuși Sfântul Ioan Evanghelistul îi spune, la început a fost Logos. Riscând foarte multe erezii și o intruziune a reflecției filozofice grecești pe textele Evangheliei, nu doar din motivul acesta că Evangheliile sunt scrise în limba greacă, dar și pentru pretenția, pentru curajul, pentru obrăznicia cu care creștinii iau un termen filozofic foarte respectat și extrem de bogat de înțelesuri și îl așează în capul Evangheliei. Nu întâmplător s-a petrecut așa și foarte mulți apologeți de limbă greacă vor lua tot mai mult din filozofia greacă, iar la Iustin Martirul și filozoful lucrurile ajung într-un punct de inflexiune de foarte mare înălțime, pentru că Iustin Martirul și filozoful spune cu un curaj greu de realizat prin puterea omenească că ceea ce a fost Socrate pentru greci a fost Moise pentru poporul ales. Lucrul acesta este ieșit din obișnuitul credinței. Noi mai avem niște apologeți latini, Irineu de Lyon și alții, Tertulian, care au fost foarte critici la adresa filozofiei grecești, spunând că e maica ereziilor. Și așa este. Toate provocările de ordin dogmatic care au venit în primele secole creștine au venit pe filozofia greacă, pe teritoriul acesta al reflecției filozofiei grecești, omul fiind învățat să reflecteze autonom la zeitate, fără să țină cont de un mesaj precis al ei. Și deși apologeții latini au criticat foarte mult filozofia greacă, totuși grecii au intrat în creștinism prin apologeții de limbă greacă, care au ajuns prin Iustin Martirul și filozoful să aibă această îndrăzneală extraordinară și să spună că Dumnezeu n-a lucrat în istoria umanității doar prin Moise, pregătind poporul ales și aducându-l la reîntâlnirea cu Fiul lui Dumnezeu făcut om, ci a lucrat și prin Socrate, pregătindu-i pe greci de data aceasta, păgând fără testament, să se apropie de întâlnirea cu Hristos. Această deschidere a lui Iustin Martirul și filozoful, a Sfântului Iustin Martirul și filozoful pentru păgânătate, nu este singulară și nu Sfântul Apostol Pavel pune temei pentru ea. Însăși Hristos, Mântuitorul, are câteva locuri în Evanghelie care electrocutează, șochează și ne fac pe noi să ne gândim dacă noi astăzi avem o conduită creștină față de cei care sunt necreștini. O să vă dau trei exemple scurte, ca după aceea să trecem la textul din Faptele Apostolilor. Nu le discutăm, doar le menționăm. Și după aceea, când va veni vremea, vom discuta despre ele. Este întâlnirea Mântuitorului cu tânărul bogat, care din copilărie face cele ale legii și care vrea să știe cum se dobândește viața veșnică. Întâlnirea Mântuitorului cu femeia samarineancă la fântâna lui Iacob și dialogul pe care Mântuitorul l-are cu sutașul roman. Sunt trei momente din multele altele, unde putem vedea felul în care Hristos se raportează la cei care nu au, pe de o parte, deplinătatea credinței și sunt pe cale, și cu alții care nu împărtășesc, nu se revendică de la adevărul Vechiului Testament. Ce e important pentru întâlnirea Sfântului Apostol Pavel cu filozofii greci? Și acum intrăm în această sintagmă. De ce de trei ori în Areopag? De ce de trei ori și nu de două ori? Sau de ce de două ori și nu odată?
Și de ce această întâlnire a Sfântului Apostol Pavel cu Areopagul este reprezentativă pentru noi astăzi? Bine, primul lucru unde am putea să găsim ceva semnificativ, apropiat de viața noastră, este mențiunea aceasta din text, cu privire la filozofi. Toți atenienii și străinii care locuiau acolo, acolo în Areopag, nu își petreceau timpul decât spunând și auzind ceva nou. Aceasta este caracteristica, una din caracteristicile societății de consum, societatea informațională și societatea de consum. Motorul marketingului și al achizițiilor, cifra aceasta teribilă de afaceri de pe urma achizițiilor și a cumpărăturilor pe care noi le facem, e noutatea. Sunt studii legate de postmodernitate care ne arată că noutatea este esențială în piață. Și de aici febra extraordinară a firmelor de a face produse noi, de a inventa servicii noi, de a inventa dispozitive noi sau dispozitive vechi cu opțiuni noi, opționale tot mai rafinate. Toate produsele, toate articolele, toate realizările tehnice au în centru noutatea. E foarte importantă noutatea. Noutatea vinde. Un telefon este mai nou decât unul care a ieșit de 6 luni sau de un an pe piață, el se cumpără. Un autoturism este achiziționat chiar dacă cel pe care îl avem nu a epuizat, din punct de vedere moral, toate resursele lui calitative. Suntem foarte interesați de noutate, interesați, preocupați, dornici să achiziționăm noutatea în plan material. Dar suntem foarte preocupați de noutate în plan informațional. În fiecare zi deschidem televizorul, deschidem calculatorul, consultăm internetul, fluxurile de știri, vrem să știm ce s-a întâmplat. Buletinele de știri sunt înțesate de noutate. O televiziune care ar repeta același buletin de știri de 2, de 3 ori într-o zi ar avea o scădere fundamentală de audiență. Lumea se hrănește cu noutatea informației. Noutatea este în vestimentație, noutatea este în comportament, noutatea este în cinematografie, în muzică, în mai toate obișnuințele și comportamentele noastre sociale. Este foarte importantă noutatea. Deci, cumva, omul de astăzi își petrece timpul spunând sau auzind ceva nou. Astăzi am putea să spunem și achiziționând ceva nou și cumpărând ceva nou. Aici un subiect întreg de discuție. Este un subiect care ar putea să fie, să constituie o temă de întâlnire distinctă. Ce face din om să fie atât de însetat de nou, de fapt? Pentru că toate noutățile pe care le achiziționează se învechesc foarte repede. Și de ce se învechesc foarte repede? Pentru că noutatea lor se bizuie pe materia lumii, nu pe spirit. Numai noutatea spiritului este de o autenticitate care nu îmbătrânește niciodată. Autenticitatea materiei e valabilă câteva vreme, un timp. Un lucru nou, material vorbind, este nou pentru un timp, pentru că materia îmbătrânește. Materia se distruge, se alterează, e perisabilă. Spiritul nu e așa. Cine se înnoiește în spirit, se înnoiește în permanență, fără efortul de a achiziționa ceva din afară. Și nefiind noutatea întreținută de materie, nu este nici lovită de învechire sau de perisabilitate. Așa e noutatea unui artist, care nu-și ia decât aceleași culori pe care le-a mai luat și nu folosește decât aceeași pânză care a mai folosit-o. Și deși folosește aceeași tehnică de pictură, scoate de fiecare dată din sufletul lui altceva. Așa e noutatea artistului care are aceeași claviatură și aceleași instrumente muzicale și de fiecare dată scoate altceva. Și prospețimea a ceea ce a compus se vede în durabilitatea peste secole după ce am realizat opera respectivă.
De ce spunem noi muzici clasice, clasică? De ce spunem literaturi universale, cele ei mari, literatură clasică deja? Pentru că și-a verificat durabilitatea și forța spiritului unui autor pus într-o operă, verifică autenticitatea acestei noutăți peste secole. Vedeți că nu e nevoie neapărat ca cineva să se cupleze cu o noutate de fațadă ca să fie mereu nou, ci e de ajuns doar să-și adâncească o înnoire a spiritului și înnoirea spiritului se poate ajuta de aceeași materie, fără să simtă nevoia să-i schimbe într-o câtva forma sau conținutul sau substanța, ci materia spiritului sau energia lui de noutatea absolută a lucrurilor respective. Studiile de postmodernitate spun astăzi că noutatea este din ce în ce mai scurtă, de durată tot mai scurtă, că industriile care produc dispozitive, articole sau elemente destinate publicului larg, investesc tot mai mult în cercetare, scot dispozitive noi cu o viteză tot mai mare, iar noutatea pe care o scot cu viteză tot mai mare se epuizează tot mai repede. Nu se epuizează tot mai repede pentru că este cumpărată, ci expiră tot mai repede. Data de durata de valabilitate pentru produsele din ce în ce mai noi e din ce în ce mai scurtă. Durata de viață a produselor e din ce în ce mai scurtă, deși în ele sunt depozitate achiziții științifice, estetice și funcționale tot mai calitative, tot mai bune. Pentru că noi așa progresăm și ceea ce realizăm astăzi pentru un dispozitiv electrocasnic, o mașină de spălat, e mult mai mult și mai performant decât ce am pus într-o mașină de spălat în urmă cu 40 de ani. Și totuși, mașina de spălat de astăzi, deși e mai performantă, mai funcțională, mai plină de opționale, ea expiră mai repede. Nu doar că cedează tehnic mai repede, dar expiră mai repede din punct de vedere moral. De ce? Că peste 6 luni, uneori chiar aceeași firmă ajunge să scoată un produs diferit și să-și nege propriul produs. Îl canibalizează, îl consumă, îl aruncă în derizoriu, făcându-i pe cei care au cumpărat-o acum 6 luni să simtă presiunea să achiziționeze noua mașină, pentru că abia asta este performantă. Și de aici alergătura aceasta teribilă a omului de a fi permanent conectat la ceea ce este nou. Și atenienii își petreceau timpul spunând și auzind ceva nou în permanență. Și astăzi avem lucrul acesta și în fluxul de știri și în emisiunile de televiziune. Există peste tot acest senzațional, există posturi de televiziune care în fiecare seară vor să ne convingă că au mai descoperit ceva senzațional și apar benzi mari pe ecran care este scris senzațional, fantastic, unic, bombă. Mereu noutăți, e șocant. În raport cu acest gen de persoane care este foarte conectat la noutate, dificultatea de a transmite adevărul de credință este majoră, pentru că noi vorbim despre un adevăr de credință care s-a petrecut, s-a revelat și este adâncit în reflecția umană de 2000 de ani. E foarte dificil pentru cineva conectat la această înnoire permanentă prin lucruri materiale să se sesizeze valoarea extraordinară a unui lucru considerabil vechi, venerabil deja, foarte îndepărtat ca moment în care a fost inaugurat. E bine, aici este necesară prima intrare în Areopagul. Noi, cei ce vrem să discutăm cu oamenii care sunt conectați la lumea aceasta, trebuie să plecăm la drum cu o premisă. Și anume că este absolut important să discutăm cu oamenii aceștia. Sfântul Apostol Pavel a intrat în Areopag. Odată. Prima dată a intrat. Noi trebuie să intrăm și noi în dialog cu oamenii aceștia. Care este premisa sau obligativitatea, în ce stă obligativitatea noastră de a intra în comunitatea acestor oameni și ai interpela, încerca să vorbim cu ei.
Sunt multe constatări care ne arată lucrul acesta. Una dintre ele este faptul că lumea este plină de date științifice și nu este o lume mai bună. Lumea e plină de rezultate care ar trebui să ne facă viața mai bună și noi nu reușim prin știință să ne facem lumea mai bună. Acești oameni care refuză pe Dumnezeu, care nu cred în Dumnezeu, care nu caută pe Dumnezeu, se bizuie foarte mult pe resursele umanității, pe știința lumii, pe filozofia lumii și se străduiesc uneori cu bună știință și intenție să facă lumea mai bună. Dar lumea nu se face mai bună prin acumularea datelor științifice. Știința nu face lumea mai bună. O face mai informată. Dar un om informat nu e un om mai bun. Și lucrul acesta se poate vedea în foarte multe feluri. Eu am aici niște informații, le-am luat aproape la întâmplare. Dar datele din lume, aproape oriunde am privi, încearcă să ne convingă că situația stă din ce în ce mai rău. Și nu e de lepădat ceea ce a spus un mare practicant al vieții spirituale al zilelor noastre, Dalai Lama, care a fost invitat la o conferință și a spus că lumea e plină din ce în ce mai mult și mai consistent de descoperiri științifice, dar e din ce în ce mai plină de probleme. Cum se face că noi avem tot mai multe răspunsuri și avem tot mai multe probleme? Nu a spus că e plină de întrebări. Nu a spus că e plină de probleme. Dacă ar fi plin de întrebări, n-ar fi o dificultate asta. E normal să avem tot mai multe întrebări. Nu, dar întâmpinăm tot mai multe dificultăți. Și aceasta arată că doar informați fiind, nu schimbăm în mod automat viața. Din potrivă, societatea în care trăim este o societate plină de probleme și problemele se agravează, deși noi suntem tot mai informați. De exemplu, o statistică ne arată că peste 800 de milioane de oameni suferă de foame. În condițiile în care societăți civilizate și în curs de dezvoltare, cum suntem și noi, împreună aruncăm la coș, în fiecare an, 1,3 miliarde de tone de hrană neexpirată. Hrana este neexpirată, dar este totuși aruncată pentru că ar fi foarte costisitor să fie transportată în locurile unde ar fi nevoie de ea. Și transportul ar costa mai mult decât și-ar acoperi cei care o vând. Și atunci decât să o transporte și să iasă în pierdere prin vânzarea ei, mai bine o distrug ca să fie economic. O risipesc ca să nu piardă bani. Deci aruncă hrana ca să câștige bani. În condițiile în care 800 de milioane de oameni suferă de foame, iar din acest 1,3 miliarde de tone de hrană, s-ar putea hrăni 1,6 miliarde de locuitori, deci dublul celor care suportă foamea acum. Producția anuală globală de alimente neconsumate a cheltuit tot atâta apă potabilă cât curge pe Volga într-un an. Deci, alimentele neconsumate sunt o epuizare a resurselor, nu pentru că, doar pentru că le aruncăm la coș, ci pentru că și apa care a fost necesară pentru creșterea lor, cu ocazia asta este risipită. 60 de miliarde de kilograme de hrană irosită în SUA au consumat tot atâta țiței cât a fost cel mai mare dintre dezastrele ecologice din istoria transportului petrolului, Deeper Horizon, de 70 de ori mai mult. Deci, atunci când a fost acest mare cataclism natural, când s-a spart o țeavă de transport petrol de pe fundul mării, și s-au deversat în ocean o cantitate gigantică de țiței, toată lumea, la nivel mondial, s-a scandalizat pentru faptul că producătorul, British Petroleum, dacă nu mă înșel, nu era securizat în transportul țițeiului pe fundul mării și atunci când s-a spart țeava, au fost deversate în ocean o cantitate gigantică de petrol și au reușit să intervină foarte târziu. Și toată lumea a discutat despre acest dezastru și despre această risipă, cantitatea fiind imensă. Dar, în realitate, numai hrana irosită în America
echivalează cu de 70 de ori o cantitate de petrol mai mare aruncată, risipită inutil, pentru că această hrană necesită foarte multă căldură, foarte multă preparare sau semi-preparare, care consumă același petrol, acel deversat în ocean, numai cu o cantitate de 70 de ori mai mare. Și pentru această risipă alimentară nimeni nu se scandalizează. Și, în fine, o altă cifră, ca să ne dăm seama de ce tip de viață ducem și ce societate extraordinară a realizat cunoașterea științifică și reflecția autonomă, risipa de hrană, dacă ar fi o țară, dacă toată risipa de hrană ar fi cumulată într-o singură țară, această țară ar avea a treia producție de gaze de seră la nivel mondial, după China și Statele Unite. Atunci când aruncăm hrană la coș, preparate sau semi-preparate, noi, de fapt, contribuim la această poluare terestră, pentru că hrana respectivă a necesitat preparare, iar prepararea a necesitat eliminarea gazelor cu efect de seră. Ce spune lucrul acesta, de fapt? Spune că lumea în care trăim nu este o lume bună, nu este o lume adecvată, nu este o lume pregătită. Și ce ar trebui să facem noi, ca și creștini? Noi ar trebui să intervenim, să avem această primă discuție cu oamenii care sunt de altă credință sau care sunt necredincioși, care se îmbizuie foarte mult pe datele științifice. Și să discutăm ce cu ei? Să discutăm necesitatea unei spiritualități, a unei vieți diferite, care să se sprijine pe ceva. Este exact ceea ce face Sfântul Apostol Pavel. Vedeți, Sfântul Apostol Pavel, în textul lui, adresat către filozofii greci, nu începe cu Hristos, care s-a întrupat. Lucrul acesta este cumva uimitor. Știți de ce? Noi, dacă avem o experiență limită în viață, vorbim în fiecare zi despre ea. Am avut un prieten care a avut un accident de mașină, întorcându-se de la o slujbă de noapte, a adormit și s-a răsturnat cu mașina într-un lac. De fapt, nu. Era să se răsturne cu mașina într-un lac, s-a oprit mașina la un metru de lac. A adormit la volan, a pierdut controlul volanului, s-a rostogolit de vreo două ori și mașina s-a oprit cu roțile în sus la un metru de lac. Deci a revenit un pic mai târziu, a ieșit din mașină și la 2 ani, și la 3 ani, și la 4 ani, dacă mă întâlnesc cu el, și m-am întâlnit de multe ori cu el, dacă cumva începem o discuție, el ajunge din două salturi la a discuta despre accident. Și povestește accidentul cu o luciditate, cu o precizie extraordinară. Noi experiențele tale le ținem minte foarte bine. Avem șansa aceasta să reținem foarte bine și cu foarte multe detalii toate lucrurile pe care le trăim intens. Și asta a dovedit și el, că atunci când vorbește despre acest accident, el imediat se transpune în starea de atunci și vorbește și despre mirosul de cauciuc și despre lovitura la cap și despre senzația că plutea, pentru că mașina era cu roțile în sus și el era atârnat, de fapt, în centura de siguranță și inclusiv gustul din gură, că avea un gust special din cauza unui miros foarte puternic de cauciuc. De ce vă spun lucrul acesta? Pentru că Sfântul Apostol Pavel are o experiență șoc. Sfântul Apostol Pavel nu-L cunoaște pe Hristos cum îl cunoște ceilalți apostoli. El îl prigonea pe Hristos și în drumul Damascului, cum știm foarte bine, are o întâlnire șocantă. El nu realizează că Hristos este Fiul lui Dumnezeu treptat, cum au realizat apostolii. El are întâlnirea cu un om înviat. El vede direct un om înviat. Să vă dați seama ce șoc are. Acest om înviat vorbește cu el. Și atât de șocantă experiența lui, încât 3 zile nu vede, 3 ani nu vorbește. El care era foc și pară pentru ce făcea. Avea o sârdie în el de a împlini poruncile, încât atunci când a fost trimis să prigonească creștinii, după ce termina pe primii, vrea să mai ia și pe alții la rând. Și nu avea neapărat dezlegarea să facă tot.
era atât de harnic, vrea să unegrească cât mai multe comunități de creștini. Și deși era atât de osărduitor, el totuși 3 zile a rămas fără vedere și 3 ani de zile n-a vorbit. Atât de șocant a fost vederea lui Hristos, a unui om înviat, în lumină, care l-a făcut să se prăbușească în praful din drumul spre Damasc. Atât de șocant a fost. Cum poate cineva care îl vede pe Hristos înviat să aducă vorba despre Hristos fără să-i pomenească numele? Adică dacă vă veți uita aici, la întâlnirea Sfântului Apostol Pavel, filozofii din Areopag, Pavel nu pomenește cuvântul Hristos. Și nu spune nicăieri, fraților, l-am văzut pe omul acesta. Degeaba râdeți, că eu l-am văzut. Nu vorbește despre asta, este de o discreție extraordinară. Noi când avem o experiență foarte tare și cineva se apucă de râs, ne scoate din sărite. Asta. Greu este să nu jignim. Acum sunt unele temperamente și unele profiluri de personalitate care se rămân calme într-o situație de asta. Dar Pavel nu era de tipul ăsta. Pavel în alt loc vorbește până cade unul de la etaj și moare. El era de neoprit. Avea o vigoare în el, ceva de inexplicabil, o forță interioară extraordinară. Uitați-vă în Faptele Apostolilor și în Epistole să vedeți de câte ori și-a riscat viața. În ce călătorie a plecat, cât de mult a mers. El era un om însetat pentru lucrul acesta. Avea și convingerea că prigonindu-i pe creștini, păcătuise de fapt cel mai mult și vrea într-un fel să repare lucrul acesta. Cum poate veni el în Areopag și să nu pomenească numele lui Hristos? E ca și cum eu aș vorbi despre soția mea și n-aș pomeni că o iubesc. Sau aș vorbi despre copiii mei și aș avea așa o stare... Ceva nu e în regulă la textul ăsta. Dar mergem mai departe și pe parcurs o să vedem ce este. Și acum, intervine modul în care noi creștini, cei care suntem practicanți ai vieții creștine, ar trebui să ne raportăm la o persoană care nu e creștină. Da? O persoană care este budistă. Sau o persoană care este, eu știu, într-o altă biserică, altă denominațiune creștină, sau cineva care este ateu. Cum ar trebui să ne raportăm la oamenii aceștia? Pentru că noi, în general, riscăm foarte mult, folosind un limbaj foarte tare. Îi facem pe oameni eretici, îi facem pe oameni atei, demonizați în unele momente, nu tot timpul și nu toți, evident. Dar există aceste accente în discursul unui creștin și doar aș vrea să reflectăm împreună, să vedem dacă noi găsim locuri semnificative care să ne încredințeze că abordarea aceasta e corectă. Deci Pavel intră în Areopag, grecii atunci nu știau nimic despre Hristos și erau păgâni, nu aveau Vechiul Testament în tradiția lor, nu recunoșteau nimic din ceea ce era Dumnezeul iudeilor. Și uitați ce spune. Străbătând cetatea, mai întâi zice așa, Pavel stând în mijlocul Areopagului a zis, bărbați atenieni, în toate vă văd că sunteți foarte evlavioși. Deci prima dată îi laudă în ceva. Ei erau toți păgâni, toți erau politeiști, mulți dintre ei aveau și o viață morală la limite, că nu erau toți stoici. Stoicii aveau o viață morală mai pronunțată. Dar în rest, filozofii aveau și o viziune foarte relaxată despre plăcere, unii dintre ei. El n-a spus, între voi sunt unii care sunt evlavioși. A zis, în toate vă văd că sunteți foarte evlavioși. Deci primul lucru pe care l-a spus Apostolul Pavel când a intrat într-un templu păgân a fost să-i laude pe oamenii aceia pentru momentul și locul în care ei se aflau la momentul credinței lor. Și ca să nu vedem că e o scăpare cumva, uitați cum continuă, străbătând cetatea voastră și privind locurile voastre de închinare, care erau păgâne. Am aflat și un altar
pe care era scris Dumnezeului necunoscut. Deci, pe cel pe care voi, necunoscându-l, îl cinstiți, pe acesta îl vestesc eu om. Dar n-a zis nimeni că Dumnezeul lor necunoscut este cel pe care el are de gând să-l reveleze. Nu e un text grec în care să găsim că Dumnezeul cel necunoscut e o treime și va veni odată și se va întrupa. Ca să avem noi ideea că Pavel de asta a spus că acel Dumnezeu necunoscut e cel despre care eu vreau să vă vorbesc. De fapt, grecii l-au pus acolo, cum ne spune istoria, ca să nu cumva să existe vreun zeu pe care să-l fi pierdut. Și atunci am spus să-l punem și pe ăsta. Că dacă o fi unul pe care noi nu-l știm și s-o fi supărat pe noi că nu l-am pus. Și atunci îl punem și pe ăsta, îi zicem că e necunoscut și în felul ăsta i-am prins pe toți. Ca să nu ne certăm cu vreo unul. Că în vremea aceea era știința aceasta că dacă cinstești toți zeii și ai pierdut pe unul din vedere, acela te împiedică să câștigi războiul. Te împiedică să câștigi. Și bine ți era dacă îl puneai și pe el în templu și îl cinsteai și pe dânsul, că nu te mai împiedica să pierzi. Și atunci ei au pus acolo zeitate și au spus Dumnezeu cel necunoscut. Ei, Sfântul Apostol Pavel vine și de aceea se leacă. Și nu spune, auziți fraților, sunteți la furat cu zeii voștri. Ce mulți sunt fraților, e dezastru. Sunteți împrăștiați și idolatri. Numai unul din ceea este acolo e bun. Nu face judecăți de tipul ăsta. Nu zice nimic despre asta. Spune, străbătând cetatea voastră și privind locurile voastre de închinare, am aflat și un altar pe care l-a scris Dumnezeului necunoscut. Deci, pe cel pe care voi, necunoscându-l, îl cinstiți, pe acesta îl vestesc voi. Despre ceilalți nu zice nimic jignitor. Să ne înțelegem. Deci, până în momentul acesta, a intrat în Areopag, într-un templu păgân, la oameni care n-aveau nicio legătură cu Vechiul Testament, el care l-a văzut pe Hristos înviat în fața lui, 3 zile n-a văzut, 3 ani n-a vorbit, nu zice nimic de Hristos și nu-i critică într-un nimic din cele ce ar fi putut să fie subiect de critică. De fiecare dată când fac o pauză, cercetați-vă mintea să vedeți de câte ori ne-am întâlnit noi cu oameni care nu sunt creștini și ne-am străduit să-i lăudăm în ceva bun. Să ne uităm la ei și să căutăm cu încăpățânare ceva bun pe care să-l lăudăm. Se spune mare lucru, ai făcut, uite, eu, creștin fiind, n-am reușit să fac asta cum faci tu. Și pentru mine tu ești o lecție. E foarte important asta. Apropo de modul în care facem misiuni, secolul 21. Mergem mai departe. Și zice, Dumnezeu care a făcut lumea și toate cele ce sunt în ea, acesta fiind Domnul Cerului și al Pământului, nu locuiește în temple făcute de mâini. Nici nu este slujit de mâini omenești, ca și cum ar avea nevoie de ceva, El dând tuturor viață și suflare și toate. Ce spune aici este în conformitate cu filozofia greacă, dar lovește în ceea ce suntem noi astăzi și în ceea ce erau grecii în piață, nu în Areopag. Grecii au 2 structuri fundamentale în cetatea lor. Agora și Areopagul. În Areopag se întâlneau filozofii, aici este Pavel, se întâlnește cu ei, cei mai învățați. Cei care se uitau la lucruri și spuneau că toate trec și sunt înșelătoare și că omul trebuie să fie legat de Spiritul lui și de Dumnezeu mai mult decât de lucruri și el aici avea cu cine vorbi. Și era agora. Erau cei care prețuiau foarte mult cele trupești. Amintiți-vă de statuile din cultura greacă care prezintă trupul frumos într-o manieră care aproape că îl divinizează. Au fost foarte mulți greci care au ținut la lucrurile acestea. Și înțelegerea filozofilor din Areopag era corectă. Dumnezeu nu locuiește în lucruri și nu este slujit de mâini omenești. Astăzi însă, și atunci în agora, în piață, și astăzi în societate, noi avem parte de o lume care crede că slujește pe Dumnezeu făcând lucruri cu mâinile.
enorm de mult efort depune omul secolului 21 în dezvoltarea lui profesională. Este foarte atent la felul în care face lucrurile, este profesionist în ceea ce face la birou, își umple încăperile ființei lui cu dezvoltarea pe orizontală, creșterea capacității lui intelectuale de a face lucruri în lume, performanța, competitivitatea, un bagaj enorm de informații îi umple sufletul lui și cu cât mai mult sunt aceste informații în noi, cu atât locușorul pentru Dumnezeu și pentru cele spirituale mai mic. Pentru că spiritualitatea ori ocupă toată viața noastră, ori nu ocupă nimic. Ea nu poate să fie pe locul doi niciodată. Și lucrul acesta îl vedem foarte bine atunci când Mântuitorul, după ce a înviat, se întâlnește cu Luca și Cleopa și merge cu ei pe drumul acela către Emaus și la un moment dat când ei ajung să se sfârșească călătoria, ne spune textul că el se făcea că merge mai departe și Luca și Cleopa îl invită în casă, dar el parcă ar fi vrut să continue și ei îl invită din nou, că era seară și era târziu. Și atunci când el intră ca oaspete în casă, se așează la masă și frânge el pâinea. Spiritualitatea când intră în viața omului, Hristos când intră în viața omului, se transformă din oaspete în stăpân. Nu poate să slujească cuiva. Lui îi se slujește. Viața spirituală ne ocupă cu totul, dacă noi suntem cu adevărat interesați de ea. Și nu ne ocupă în sensul unei ocupații cu forța. Dar ajungem adâncind o să descoperim că nu există vreun înțeles mai frumos, o lumină mai tare, mai cuprinzătoare, un gest de bunătate mai mare, nu există vreo faptă sau vreun cuvânt mai frumoase decât cele pe care le inspiră adevărul Hristos. Și în felul acesta eu nu sunt cucerit de Hristos, mă las cucerit de frumusețea Lui și a faptelor Lui și a cuvintelor Lui, care sunt irezistibile dacă eu încep să le citesc și le adâncesc. Și nu pot fără El. Că ajung cunoscându-L pe El și cuvintele Lui, să-mi dau seama că aproape orice aș face în viața aceasta, indiferent cât de înalt ar fi lucrarea mea, pălește în frumusețe și în lumină în raport cu ceea ce El îmi poate da prin urmarea către dânsul. Și în felul acesta, spiritualitatea se face stăpână peste mine. De fapt, eu îi recunosc suveranitatea pentru că nimic în mine n-ar putea să intre în concurență cu ceea ce îmi dă Dumnezeu și să câștige această concurență cu El. E bine, lumea de astăzi crede că Dumnezeu este slujit de mâini omenești. Noi ne consumăm foarte mult pentru operele noastre, indiferent dacă este o operă socială, o operă arhitecturală, o carieră artistică, o carieră universitară, administrativă și așa mai departe. Putem să ne consumăm foarte mult pentru lucrurile acestea, dar Dumnezeu nu este slujit de mine omenești. Mergem mai departe. Și a făcut dintr-un sânge tot neamul omenesc, atenție, a făcut dintr-un sânge tot neamul omenesc ca să locuiască peste toată fața Pământului, așezând vremile cele mai înainte rânduite și otarele locuirilor. De ce e important aici că dintr-un sânge a făcut tot neamul omenesc? Sfântul Apostol Pavel se simte responsabil pentru acești păgâni, filozofi, amăriți, care n-au nicio legătură cu Vechiul Testament, pentru că Dumnezeu, dintr-un sânge, a făcut tot neamul omenesc. Putea să nu se ducă acolo. Dacă era un ucenic mai volubil, ar fi spus Sfinte Apostole Pavel, lasă pe ăștia din Areopagus, să terminați cu filozofia lor. Hai mai bine să mergem la marginea orașului, acolo sunt oameni care ne așteaptă. Sunt oameni deschiși cu inima pregătită să-L primească pe Iisus. Ce-ți pierzi timpul cu ăștia? Noi avem uneori judecăți de tipul acesta, crezând că unul e mai pregătit să-L primească pe Hristos decât altul și unul este vrednic de disprețul nostru, nu e pregătit, la El nu mă duc, El nu pierd timpul. În realitate, conștiința aceasta că dintr-un sânge a făcut tot neamul omenesc, mă face pe mine responsabil de Cel care este în fața mea și care nu-i creștin.
măcar o dată să merg la el. Nu spunându-i despre Hristos, nu mă duc să mă duc o dată la el și să-l laud în ceva bun, că asta a făcut Sfântul Apostol Pavel mai întâi. Să găsesc ceva bun și în omul acela, care nu are nicio legătură cu tradiția răsăriteană. Ca ei să caute pe Dumnezeu, doar l-ar pipăi și l-ar găsi, deși nu e departe de fiecare dintre noi. Auziți ce spune? Deci, ca ei să caute pe Dumnezeu, doar l-ar pipăi și l-ar găsi, recunoaște cumva în spusa aceasta că, într-un fel, fiecare om ar vrea să-L cunoască pe Dumnezeu, mai să-L pipăi și să-L găsească, și el, Pavel, care l-a văzut pe Hristos înviat în fața lui, care știe câtă păgânătate și câtă îndepărtare de Dumnezeu este în filozofia greacă, le spune grecilor, deși nu e departe de fiecare dintre noi. Citiți Filocalia și o să vedeți că marii sfinți, mistici, mai ales, au avut conștiința unei înălțime a lui Dumnezeu care depășește înțelegerea mea. Că Sfântul Silvan Atonitul, uitându-se la propria lui persoană, a ajuns să spună, ține mintea în iad și nu deznădăjduie, în sensul că iadul este pentru mine. Eu sunt foarte departe de Dumnezeu. Eu știu multe, dar fac foarte puține. Și sunt vinovat că știu multe și nu fac. Și faptele lui Hristos și cuvintele lui Hristos sunt atât de înalte și ceea ce îmi cer El este atât de greu de făcut de mine din cauza egoismului meu. Încât Dumnezeu e departe de mine. Nu e departe de mine că mă iubește puțin. E departe de mine că eu greșesc foarte mult. Și eu instaurez această distanță între mine și El. În fiecare zi, iar și iar, parcă fugind de dânsul, prin faptul că aleg să fac lucrurile rele. Un om care l-a cunoscut pe Hristos, înțelege cât de departe este El de dânsul. N-ai cum să-L vezi pe Hristos în fața ta și să simți că ești mai un pic și ajungi pe El. Doar dacă ai o moralitate foarte slabă. Cum poate cineva, văzându-L pe Hristos, Sfântul Apostol Pavel, să spună, deși nu e departe de fiecare dintre noi? Vedeți ce forță extraordinară este în omul duhovnicesc, care se vede pe sine foarte departe de Dumnezeu, pentru că El este ultimul care ar merita să-L primească pe Hristos, că El este cel de întâi păcătos, dar când se uită la ceilalți, îi vede chiar și pe păgâni foarte aproape de Dumnezeu. Ia să-mi ziceți cum e asta, că eu nu înțeleg. Adică eu mă văd pe mine așa, cu dreapta mea credință și cu spovedania mea și cu strădaniile mele din ultimii ani, trebuie să mă văd pe mine foarte departe de Dumnezeu, pentru că sunt nevrednic de El. Și când ridic ochii din pământ și le vorbesc unor păgâni despre acest Dumnezeu, eu să-i văd pe ei foarte aproape. Că așa zice. Ca ei să caute pe Dumnezeu, doar l-ar pipăi și l-ar găsi, deși nu e departe de fiecare dintre noi. Nu zice, deși nu e departe de unii. Alții, aia din Vechiul Testament, poporul ales, nu voi. Nu e departe de unii dintre noi, nu zice așa. Nu, deși nu e departe de fiecare dintre noi. Și el era singurul creștin acolo. Probabil mai avea vreo doi care îl însoțeau, dar majoritatea care ascultau cuvântul ăsta nu erau creștini. Cum să fie foarte aproape de noi? Care noi? Noi cei care suntem aici. Dar noi suntem păgâni. Și tu l-ai văzut acum câteva timp, l-ai văzut în viață. Nu l-am văzut în viață, noi suntem foarte departe. Nu, e de aproape și de voi. Ce mesaj, câtă lumină, ce absența oricărei judecăți de valoare, de tipul că sunteți păgâni, sunteți idolatri, sunteți eretici, sunteți... Nimic din toate lucrurile acestea. E fantastic asta. E fantastic și lipsește foarte mult astăzi. Am senzația că noi creștinii ne-am îndrăgostit de a face radiografia etică, morală a lumii și să împărțim lucrurile în două și să spunem ce e păcat și ce e virtute, unde sunt păcătoși și unde stă adevărul, ce au greșit ceilalți, ce a trebuit să facă ca să ajungă la adevăr, am pierdut cârma asta. Adică spunem lucrul corect,
mărturisim dreapta credință, dar am pierdut dragostea față de cel din fața noastră. Și am uitat să-i spunem lumina, partea optimistă, partea Evangheliei, că și El e aproape de Dumnezeu, băgând de-ar fi, tot aproape de Dumnezeu. Și zice mai departe, iarăși la plural, atenție, căci în El trăim și ne mișcăm și suntem. Auziți? Nu spune, eu trăiesc în El și mă mișc și sunt. Neata, nu. Neata, ești păgând. Cum o să mărturisești de apa credință, o să trăiești și tu, dar nu. Tu nu acum. Eu trăiesc, veniți ca să trăiți și voi. Voi nu trăiți acum, voi sunteți departe de Dumnezeu. Nu zice, căci în El trăim și ne mișcăm și suntem, precum au zis și unii dintre poeții voștri, căci ai Lui neam și suntem. Și a luat o expresie dintr-un poet păgân, că suntem neamul Lui, și a pus-o în discursul Lui despre Dumnezeu. Vedeți? Și după aceea spune, fiind deci neamul Lui Dumnezeu, nu trebuie să socotim dumnezeirea, este asemenea aurului sau argintului sau pietre cioplite de meșteșugul și de iscusința omului. În partea aceasta, deci, se vede, în primul rând, ceea ce noi ar trebui să avem prin definiție atunci când noi creștini ne deschidem către unii, să avem o dragoste extraordinară, indiferent de cine este în fața noastră, indiferent ce viață are persoana respectivă, indiferent ce credință are persoana respectivă. Trebuie să fim plini de dragoste, plini de bunătate, nimic spunând despre ceva legat de Hristos care ar putea să-i rănească pe ei. Aici intervine ideea de a fi bun cu ceilalți mai degrabă decât ai face un bine. Că e mai mare bunătatea decât fapta bună. E mai greu să fii bun cu altul decât să-i faci bine. Că poți să-i faci bine spunându-i niște lucruri de la obraz și faci un bine că îl mustri și el are nevoie de mustrarea ta și îi zici niște lucruri și când cineva te întreabă, dar de ce încerci? Las că e plin de bine. Spune să învețe. E ușor de făcut bine așa. E foarte greu de făcut bine cu bunătate. De fapt, încercând să facem bine cu bunătate, o să vedem că de la un moment dat încolo, bunătatea mă oprește să fac bine. Pentru că înțeleg că cel din fața mea nu mai duce bine ăsta. El nu mai primește fapta bună. Și atunci mă opresc. Nu mai fac. E mai mare semenul meu decât fapta mea. Și pentru dragostea pe care o am pentru El, mă opresc când ai face un bine. Că nu primește. Așa a precedat Mântuitorul când s-a întâlnit cu tânărul bogat. Că am zis că sunt trei pilde și o să vorbim despre ele. Când s-a întâlnit trei întâmplări din Evanghelie. Sunt întâlnit cu tânărul bogat, tânărul bogat din copilărie făcea lege. Mântuitorul l-a privit cu drag. Acela era însetat de viața veșnică, l-a întrebat, Doamne, ce să fac ca să moștenesc împărăția cerurilor? Și Mântuitorul să am viața veșnică. Și Mântuitorul i-a zis, fă poruncile. Și el a spus, din copilărie le fac. Și Mântuitorul i-a spus, bine, atunci vinde averea ta, împarte-o săracilor, vină și urmează mie. Și tânărul s-a întristat și a plecat la casa lui. Deși făcea din tinerețe cele ale lege, deși Mântuitorul l-a privit cu drag, asta înseamnă că Mântuitorul avea o dragoste pentru el și acela ar fi trebuit să se topească. Gândiți-vă, amintiți-vă atunci când dragostea dintre mamă și copil sau dintre soț și soție este de intensă, în momentele extraordinare, când celălalt ne privește cu drag, noi simțim că este irezistibilă chemarea lui. Când cineva drag mă privește cu drag, mi-e imposibil să-i spun nu. În cazul de față, Mântuitorul, care este iubirea lui Dumnezeu pentru oameni, în forma ea e cea mai evidentă, privește cu drag pe tânărul acesta. Și tânărul acesta nu e în stare, deși din copilărie făcea lege, nu e în stare să meargă, să vândă averea și să-i urmeze Mântuitorul. Și pleacă la casa lui. Ce face Hristos? Se duce după el, se insiste un pic, să ducă până la capăt consecințele acelei priviri cu drag, deși îl iubește, îl lasă să plece.
Deși plecarea aceluia este o eroare, dar el nu e pregătit să primească mai mult. Și atunci Dumnezeu nu face mai mult pentru el dacă el nu poate primi. Este exact ce spunea Părintele Rafael Noica. Dumnezeu nu poate să facă cu mine ce eu nu vreau. Și Dumnezeu știe asta. Și atunci nu-l forțează cu nimic. Vedeți bunătatea care oprește fapta bună? Bunătatea lui Dumnezeu care oprește fapta bună care ar fi putut să se exercite asupra acelea. Pentru că el ar fi putut să-i spună, mai stai aici cu mine să vezi că cum mai învii eu niște oameni, mai vindec vreo 10. Stai să vezi cum certând valorile o să se opri. Tu nu știi cu cine stai de vorbă. Stai aici că ți-arate, nici nu știi ce pierzi. Și tânărul acela nu făcea din tinerețe ale legii superficială. Pentru că dacă ar fi fost un fățarnic, Mântuitorul nu l-ar fi privit cu drag. Dimpotrivă, noi știm sigur că făcea cu mare sârg, pentru că numai așa, făcând legea din copilărie, cu toată forța, a ajuns să înțeleagă că prin legea cea veche eu nu dobândesc viața veșnică. Că de aceea a venit să întrebe, ce mai trebuie ca să dobândesc viața veșnică? Păi cineva care era învățat la templu ar fi putut să spună, ce întrebare prostească e asta? Păi știi poruncile? Da. Păi le-ai făcut? Da. Păi asta e viața veșnică. Ce mai vrei? Nu, el a făcut asta și a înțeles și a simțit că totuși viața veșnică nu e acolo. Și așa este, că viața veșnică nu e în porunci. Că dacă era în porunci, Hristos nu venea. Din potrivă, el a simțit cum... El era mai pregătit decât foarte mulți apostoli. Chiar cu unii dintre apostoli, eu dacă eram acolo, îi spuneam, Doamne, dar nu luăm apostol. Păi e mai bun ca Petru. Ăsta știe și poruncile, Petru nici nu știe ce vorbească, el a fost pescar, nu? Iar cu ăsta, are și avere, poate ne mai ajută un pic la așa gândim noi oameni. Mântuitorul a lăsat să plece. Bunătatea pentru el e mai mare decât fapta bună. El nu face un bine dacă omul nu poate primi. Haideți să ne gândim de câte ori am vrut noi să facem bine altora. Trecând peste toate, adormindu-ne conștiința că e bine ce fac și faptul că vreau să-i fac un bine mă scutește de multe lucruri. Îmi scutește aroganța unor, violența, persistența, insistența, disconfortul pe care îl fac celuilalt, toate ar fi scuzabile pentru că eu vreau să fac un bine. E foarte comod să încercăm să facem bine în stilul acesta. E foarte greu să fim buni cu oameni. Bunătatea e costisitoare, bunătatea costă. Cine e bun, uneori iese prost, uneori pierde, pe termen mediu pierde. S-ar putea să fii bun în continuare, oamenii stea de prost și după 10 ani să ai sentimentul că cu toată bunătatea ta n-ai schimbat nimic. Dar în mod normal ar trebui să rămânem în bunătate. Ca bunătatea este ființa noastră, e albia ființei noastre. Noi nu creștem decât în bunătate. Deci ar trebui să avem o privire complet dezlegată de cine este persoana din fața mea, ce face ea, ce moralitate are ea. Că aici am văzut un loc în care Mântuitorul a privit cu drag pe tânărul bogat, pentru că tânărul bogat avea din copilărie cumva poruncile ca repere ale vieții lui. Dar cum a procedat Mântuitorul cu femeia samarineancă la fântâna lui Iacob? Că femeia samarineancă a vândut la fântână să ia apă și era samarineancă. Și iudeii nu vorbesc cu samarineni. Și Mântuitorul știa asta. Știa că dacă nu deschide el vorba, femeia aia ia apă și pleacă în cetate nimic spunând. Ea era păcătoasă, dar era totuși în același timp respecta legea. Pentru că ea nu vorbește cu Mântuitorul. Ea se duce să ia apă și Mântuitorul privește și spune, dă-mi să beau. Și femeia spune, ai grijă că tu ești iudeu, noi suntem samarineni și noi nu vorbim. Atenție! Ea, femeie, îl învață pe iudeu care e legea. Ce înțelegere este între neamurile lor. Dar Mântuitorul nu i-a cerut apă că vrea apă. Mântuitorul i-a cerut apă ca să intre în vorbă cu ea. De unde știm asta? Păi îi spune imediat. Dacă ai ști tu cine i-a cerut apă de la tine, tu ai cere de la el. Și femeia intră așa într-o situație de scurt circuit și spune, Doamne, tu n-ai găleată, despre ce vorbim aici?
Tu nu vezi că n-ai îndemnat? Ce apă? Ce cu tine? Ce logică are vorba asta? Că n-are nicio logică. Deci, cumva, tu cere apă, eu spun că nu vorbim, că eu sunt samarineancă și tu ești iudeu, și după aia tu îmi spui să iau eu apă de la tine, dar tu n-ai îndemnat. Ce discuție asta? Vedeți? E, de fapt, o căutare de a intra în vorbă cu. Asta se întâmplă. De ce? Pentru că dacă Mântuitorul n-ar fi început discuția, femeia n-ar fi vorbit. E limpede asta. Pentru că ea îi spune din prima, noi nu vorbim. Ce facem aici? Noi nu trebuie să vorbim. De unde l-a cunoscut ea că e iudeu? După port. După vestimentație l-a cunoscut. Și atunci Mântuitorul îi spune, eu ți-aș da o apă din care bând nu mai însetez niciodată. Și ea îi spune, Doamne, dă-mi să beau. Dar uitați ce repede a intrat femeia în joc. N-a început să spune, ce apă, ce asta, e poezie. Nu există apă dintr-o asta. Cum adică să bei și nu mai însetezi? Asta e o prostie. Nu, ea a intrat repede în jocul acesta de semnificație pentru că era un om spiritual. De unde știm asta? Din modul în care evoluează discuția. Pentru că Mântuitorul îi spune, ei, dacă vrei să bei, du-te și ia-ți bărbatul tău din cetate și vină. Și ea spune, n-am bărbat. Și el zice, bine ai zis că n-am bărbat, că cinci ai avut și nici al șaselea n-ai avut. Și atunci femeia începe să dezvăluie toată teologia ei, spunând că noi îl așteptăm pe Mesia, că El va veni și Mântuitorul îi spune, da, o să vină, dar acum noi ne închinăm cu ei, știm, voi vă închinați cu ei, nu știți, dar va veni o vreme când toți o să se închine în duș în adevăr. Câte teologie scoate femeia aceasta dintre asta? Era un dezastru moral femeia aceea, conform legii. Cinci bărbați a avut și nici al șaselea nu a avut. Noi pentru femeile astea avem niște cuvinte foarte grele, care nu sunt vrednice de biserică și nu le pronunțăm. Uitați-vă cu cine stă de vorbă Mântuitorul. Gândiți-vă dumneavoastră în calitate de creștini cu câte persoane dintre astea ați fi dispuse să vorbiți. Pentru câte dintre persoanele astea noi avem apreciere? Pentru că ăsta e creștinismul, de fapt. Noi avem un mod de a judeca oamenii teribil. Noi ne uităm la faptele oamenilor și desfințăm prin faptele lor. Mântuitorul nu face așa, deloc. El stă de vorbă cu o femeie care are moravurile la pământ și este și samarineancă. Deci nu are nicio treabă cu poporul ăsta. Și ce se întâmplă? Atunci când vin apostolii, se uită apostolii cum Mântuitorul vorbește cu o femeie samarineancă, nimeni n-are curaj și spune, Doamne, dar ce faci? Că tu n-ai voie să vorbești, noi nu vorbim cu oamenii ăștia. Și când vine Mântuitorul, femeia, după ce a discutat cu Mântuitorul și a văzut că i-a spus că nici al șaselea bărbat nu e al ei și a spus ei foarte multe lucruri despre sine, e șocată. De unde știm asta? Lasă găleata la fântână și fuge în cetate. I-a uitat pentru ce a venit. Au zis, noi s-ar putea să uităm de apă, că la noi curge la chiuvetă tot timpul. Noi ne se întâmplă să uităm în bucătărie, să vrem apă și să uităm că ne sună telefon. Dar în neamul acela e altfel. Acolo apa e foarte, foarte prețioasă pentru că seceta e teribilă. Și cuiva, când cuiva îi lipsește apă și iese la fântână, că drumul e destul de lung, te doare setea. Nu e așa o chestiune de cultură generală. E ca și cum noi am uitat aurul. Plecăm undeva, luăm aurul cu noi și păstrăm aurul la atenție, dar nu-l uităm, e centru atenției noastre. Apa e așa ceva acolo. E ceva foarte prețios. Femeia lasă găleata la fântână și se duce după bărbatul ei în cetate. Pe ce? Pe vorbe. Pentru că Mântuitorul spune niște lucruri care n-au nicio legătură cu apa potabilă. Să ne înțelegem, îi spune de o apă din care bând nu vei înseta niciodată. Dar de ce a prins-o așa repede? Pentru că ea nu era doar bucătărea asta care a venit la fântână să ia apă pentru borș. Ea mai avea întrânsă o sete. Și Hristos, vorbind, a început să arate că El are apa. Și a convins-o să se ducă în cetate că era vorba de altă apă. Numai cineva însetat de apa spirituală a văzut apă în cuvintele lui Hristos. Că un om care era interesat doar de bucătărie și a venit să bea apă biologică, i-ar fi spus, Doamne, bați câmpii. Ce înseamnă asta apă din care bând să nu seteze? Nu există așa ceva.
Eu care beau apă în fiecare zi, eu știu că după două ore trebuie să beau iar. Ce prostie e asta? Dar de ce a prins ea așa repede? Ea ardea un foc. Exista o sete și Hristos a început să-i răspundă la asta. Și atunci când Hristos a arătat că din El izvorăște apa spirituală, setea spirituală adăpată de El a ținut loc setei trupești și a uitat de găleată și s-a dus în cetate să spună și altora despre setea aceasta. Pentru că noi știm, când avem o viață spirituală, că uneori nevoia spirituală e mai tare decât aia trupească. Și atunci când prima este împlinită, a doua nici nu mai contează. Atât de sănătoasă și de hrănită s-a simțit femeia, încât nu-i mai interesa dacă bea apă sau nu. Sunt convins că a putut să mai stea încă ori întregi fără să bea apa biologică, pentru că setea ei spirituală a fost deja împlinită. Și ce se întâmplă când pleacă în cetate? Apostolii vin cu viața lor mult mai pământească decât femeia din Samaria. Pentru că ei spuneau, hai Doamne să mănânci. Ei erau, în biologie ei au zis să mănânci. Deci e vorba de planul concret. Hai Doamne, am venit cu chestii, hai să servim ceva. Și Mântuitorul continuă în planul ăsta, el era răbit cu totul. Ce zice? Mult este secerișul. La cine se referă secerișul? La femeia aceasta, care nu era în proiectul iudeilor. Samarinenii erau în afară. Pentru voi Dumnezeu nu vine. Și el, întâlnindu-se cu femeia, a văzut în femeie un om care, ca alți mulți, merită să fie cules de Dumnezeu, deși e samarineancă și are o viață de catastrofă morală. Și zice, mult este secerișul și voi veți secera de unde n-ați semănat. Păi pe oamenii ăștia nu i-a pregătit vreun apostol ca să ajungă la credință. Ăia Domnul i-a pregătit. Că ei tradiție nu prea avut, erau idolatri, nici viață morală n-a avut, că femeia asta era un dezastru. Și cu toate astea era gata de secerat. Adică era mai pregătită decât mulți iudei, care aveau și legea și aveau și poruncile. Amintiți-vă la rugăciunea fariseului, ce bine se simțea el. Da? Păi din punct de vedere al faptelor și al credinței, fariseul era mult peste femeia aceasta. Și Mântuitorul când se uită la ea, spune că mult este secerat. Vedeți? Asta arată că noi ar trebui să avem o deschidere totală față de oameni aceștia. Să nu ne împiedicăm de prejudecăți. Noi uităm lucrul acesta, că Hristos l-a făcut din plin și noi nu-l facem. Noi ne împiedicăm foarte adesea de păcatele oamenilor. Noi nu le comunicăm dragostea, noi le comunicăm adevărul fără inflexiune, fără dragoste. Și vine întâlnirea Mântuitorului cu sutașul roman, este același lucru. Acolo, la sutașul roman, chestiunea este chiar mai evidentă. Știți că acolo este un dialog foarte scurt în care Mântuitorul este oprit de sutașul roman și romanul îi spune vino, am o slugă, vindecă. Nu, vindecă sluga mea. Și Mântuitorul îi spune, venind o voi vindeca. Și îi spune, nu sunt vrednic să intre sub acoperișul meu. Și spune numai de la distanță. Și acela se va vindeca. Ce îi răspunde Mântuitorul? Credință ca în acest om n-am văzut în tot Israel. Dar omul ăsta e păgân. El nu e iudeu. Atenție, el e sutaș roman. El n-are cum să fie iudeu. Sutașul era o trecătorie romană, iudeii nu primeau așa ceva. Deci dacă era sutaș roman, era idolatru. E clar asta. Păi cum să-i spun un idolatru credință ca al ta n-am văzut în tot Israel? Ce înseamnă asta? Felul în care crede el cu toată ființa, la asta se referă. Nu la în ce crede, ci tăria credinței mele. Vedeți cum s-a legat de ceva care nu are legătură cu idolatria, care ar fi putut să-i spună, ce păcat, ești pierdut credința, dacă erai și în neamul ales, ce credincios era. Păcat, te risipești în idolatrie. O să-l fac bine pe asta. Mai ai de cercetat, mai cercetează și poate vei ajunge. Nu a zis așa ceva, vedeți. A zis un lucru extraordinar, credință că în acesta n-am văzut în tot Israel. De câte ori ne-am uitat noi la un idolatru, la un ateu, la un om care se închină unui alt Dumnezeu și am văzut ceva bun într-așa.
am pierdut foarte mult din dimensiunea iubirii lui Hristos, care îmbrățișează pe toată lumea. Dar neamul nostru trăiește aici cumva în contradicții cu ceea ce spune Sfântul Apostol Pavel, pentru că spune aici, fiind deci neamul lui Dumnezeu, nu trebuie să socotim că dumnezeirea este asemenea aurului sau argintului sau pietrelor cioplite. Noi astăzi ținem foarte mult la pietrele cioplite. Gândiți-vă la telefoanele mobile, ele sunt un fel de piatră cioplită. Calculator, televizor, mașină, mașina de spălat, toate aceste artefacte sunt pe lângă noi și în viața noastră într-atât de mult încât e foarte greu ca spiritualitatea să ne mai locuiască. Pentru că ținem foarte mult de lucruri. Sunt cercetări care nu vorbesc despre Dumnezeu, vorbesc despre calitatea relațiilor interpersonale și care evidențează faptul că relațiile între oameni se alterează cu timpul, oamenii vorbind foarte mult despre lucruri și pierzând din vedere că nu mai vorbesc despre ei înșiși. De exemplu, relația dintre un soț și o soție, sau dintre un prieten și o prietenă, sau dintre mamă și copil. Când se naște copilul, mama vorbește cu el și despre el. Și pe măsură ce trece timpul, între mamă și copil sunt tot mai multe lucruri. Teme, sarcini, educație, adida și trebuie să-i pui la intrare, trebuie să-ți pui pe dinți, trebuie să faci aia, trebuie să faci aia, trebuie să faci aia. Nu mai vorbim cu omul. Avem foarte multe lucruri. Nu mai vorbește soțul cu soția uitându-se unul în ochii celuilalt. Gândiți-vă când se îndrăgostesc doi tineri. Cum arată ei când se îndrăgostesc? Că dacă ne aduce la restaurant și a stat jos la o masă, la o cofetărie și s-ar uita unul în ochii celuilalt de două zile, n-ar fi nicio problemă. Și dacă acolo le aduce, ei cer prăjitură și le pun în față o pară stricată, pentru ei nu nicio problemă, mănâncă din pară și se uită unul la celălalt. Spune, prăjitura e foarte bună, deși pară e groaznic, da. Ei sunt pierduți unul în ochii celuilalt, n-au nicio problemă, nu interesează nimic. Plouă, e soare, e soare, au apă, n-au bani, fericirea e maximă. Ce se întâmplă cu viața de familie, cu soțul și soția, cât se mai uită unul în ochii celuilalt, fără lucruri între ei. Ei se ceartă, uneori discutăm dacă moarea întâi pui sare și după aia apă, sau întâi pui apă și după aia sare. Dă-i o ceartă vreo oră, să vedem cum se face moarea. E foarte important. Și după aia pui întâi castraveți sau vază, sau pui împreună sau nu. Depinde cum ne-a zis mama. Și începem să încercăm de la lucruri mărunte, absolut mărunte. Omul este împiedicat de lucrul la care țin. Cu cât țin mai mult la lucru, omul nu mai are loc în sufletul meu. Eu dacă țin la un lucru în casă, la o carte, cartea aceea, dacă țin prea mult la ea, e un pericol în dragostea mea pentru copil. Știți de ce? Că vine copilul, ia un marker și face așa. Și mi-a terminat. Mi-a terminat liniștea și mi-a terminat și dragostea pentru el. Și dacă el are un an jumătate și mi-a cartea și mă trântește jos, eu m-am terminat. Pentru că țin prea mult la el. Orice obiect la care ținem ne ocupă o parte din suflet. Și chiar dacă cel iubit nu-i face vreun rău acestui lucru, noi când îl iubim nu putem iubi cu toată ființa, că jumătate e ocupată de obiect. Dacă n-am iubit obiectele, am fi foarte încăpători. Am putea să le pierdem, am putea să le dăm, am putea să ia foc, să ardă, să pierdem valori, să nu fie nicio problemă, să avem în continuare aceeași capacitate de a iubi. Dacă lucrul mă împiedică să-l iubesc pe semenul meu și nu pot să fiu încăpător pentru el, e mai greu să fiu încăpător pentru Dumnezeu. Pentru că semenul meu e în fața mea și încearcă să intre în sufletul meu și mă ajută în cer temul. Copilul țipă dacă îl îngheuntesc. Ca să mă trezească, să-mi dau seama că am exagerat. Dar Dumnezeu nu țipă dacă îl scot din suflet. El îmi respectă foarte mult libertatea. E mai greu să scot lucrurile și să-l bag pe dânsul. Astăzi noi suntem aici. Că Sfântul Apostol Pavel spune, fiind deci neamul lui Dumnezeu, nu trebuie să socotim că dumnezeirea este asemenea aurului, argintului sau pietrei cioplite de meșteșugul și iscusința omului. Noi suntem astăzi în mijlocul unei civilizații care l-a pus pe Dumnezeu în lucruri și a făcut din lucruri un fel de Dumnezeu. Și a pierdut legătura cu Dumnezeu pentru dragoste excesivă de lucruri și asta e o mare problemă. Bun.
Deci intrăm prima dată în aeroparc ca să vorbim cu oamenii și să iubim pur și simplu. Deci nu vorbim cu ei ca să îi îndreptăm într-un ceva. Vorbim cu dânsii ca să le spunem lucruri bune pe care le-au făcut. Avem ceva bun de spus despre ei, spunem, nu avem nimic de bun de spus despre ei, nu spunem nimic. Nu mai vorbim dacă nu suntem plini de dragoste. Am mai spus asta odată, că mi-a zis cineva, da, vedeți, sună interesant ce spuneți, dar totuși nu-i pentru totul creștin. Pentru că Mântuitorul a intrat în templu și a luat biciul și a răsturnat mesele și a spus ce ați făcut din casa tatălui meu, ați făcut peștele de tâlhar. Și le-a spus și fariseilor, în tot felul, i-a făcut vipere, i-a făcut morminte văruite. Vedeți, totuși, Hristos a judecat aspru lumea. Și a zis, așa este, aveți dreptate. A judecat foarte aspru, dar a mai făcut ceva. După ce i-a judecat foarte aspru pe toți, s-a dus să se răstignească un pic pentru toată lumea. Faceți și dumneavoastră la fel și atunci îi puteți certa pe toți. Dacă dumneavoastră sunteți pregătiți să vă urcați pe cruce pentru cel pe care îl certați și simțiți dragostea aceasta în mod real, atunci dați-i drumul. Eu am constatat că nu pot să iubesc pe soția mea în felul acesta. Adică mie, dacă mi-ar veni acum cineva și mi-ar spune ești gata să te ridici, urci pe cruce, uite, soția ta are nevoie de amândoi ridici. Nu, unul nu-i ajunge. Și trebuie tu să mori pentru ea. Nu să-i dai o parte din trup, că aici putem. Nu, să mori efectiv, că Hristos cam asta a făcut. Eu nu știu dacă aș spune da din prima. Așa. Și dacă în raport cu soția mea n-am atâta dragoste, nu cred că aș avea comparabil pentru cei pe care îi critic. Și de aici e foarte dificil să-mi dau drumul la limbă și să judec lumea. Dar noi judecăm foarte mult, noi am luat din Hristos partea asta care a judecat, dar noi răstignirea n-am luat-o. Să simțim noi că suntem gata să ne dăm viața pentru semenii noștri. Și dacă vom avea o dragoste atât de mare și o bunătate care se irumpă din sufletul nostru și vom simți necredința lor ca o rană pentru noi, din interiorul acestei bunătăți care e capabilă să sufere foarte mult pentru celălalt, pot din când în când să mai fac câte observații cu oameni. E plină lumea de oameni care moralizează pe alții. Fac evaluări, critică, plecând de la ei, de la exemplul lor sau de la alții. Creștinismul a ajuns să vorbească foarte mult despre păcat, dar sunt foarte puține mărturii de dragoste nediferențiată pentru toată lumea. Așa cum Hristos a dat mărturii prin ce am spus. Când oamenii încep să critique, îl critică pe Sfântul Apostol Pavel spunând așa, de fapt râd de dânsul, că Mântuitorul a înviat și Sfântul Apostol Pavel ajunge încet, încet, nepomenindu-i numele lui Hristos, atenție, El care l-a văzut înviat. Amintiți-vă de experiențele limite, noi nu putem trece peste ele. Noi când începem să vorbim, noi alunecăm aproape inconștient între sine și începem să vorbim. Și cu toate acestea, Sfântul Apostol Pavel n-a vorbit despre asta. Doar a zis, dar Dumnezeu, trecând cu vederea veacurile neștiinței, vestește acum oamenilor ca toți de pretutindeni să se pocăiască, adică să se schimbe, ar fi în terminologia nouă, să se înnoiască viața, pentru că a hotărât o zi în care va să judece lumea într-o dreptate prin bărbatul pe care l-a rânduit, dăruind tuturor încredințare prin învierea lui din morți. Și a zis acest lucru, care era foarte greu de dus. Și ce fac ceilalți? Auzind despre învierea morților, unii l-au luat în râs, iar alții i-au zis, te vom asculta despre aceasta și altă dată. Și l-au ironizat. Și ce a făcut Sfântul Apostol Pavel? Păi dacă ne gândim la firea lui, la focul lui, la tăria lui, la faptul că era o persoană extrem de iute în tot ce făcea, că asta ne arată toată viața lui, am fi așteptat de la el să înceapă să reacționeze. Adică el avea argumente. El avea argumente inclusiv în filozofie, pentru că grecii au mărturisit despre o nemurire a sufletului. Aveau mărturit despre asta cu 300 de ani înainte de Hristos. El știa despre asta. Avea mărturii în Vechiul Testament, el putea să intre într-o polemică fantastică acolo. Mulți dintre cei care știau personalitatea Sfântului Apostol Pavel și cât era el de cultivat
Și faptul că în Areopag erau cei mai tari filozofi ai vremii, foarte mulți ar fi așteptat la această întâlnire un regal de cultură, un regal de replici. Cum ne uităm noi când se întâlnesc două personalități foarte cultivate, care sunt una împotriva celelalte. E o delectare, se vezi. Te așezi că urmează o demonstrație extraordinară de argumente, de cultură, de simboluri. Abia aștept să vezi cine câștigă. Nu s-a întâmplat așa. Sfântul Apostol Pavel a vorbit, deși putea vorbi încă două săptămâni. Ne-a arătat în alte parte. Că vorbea până mureau, cădeau oamenii de somn, și a căzut unul și a murit și după aia s-a rugat și l-a înviat. Dați seama că vorbea, că nu se mai oprea. Astăzi noi suntem puși într-o mare dificultate cu orele de religie și de teologie, trebuie să țină 50 de minute. E foarte greu să vorbești organizat despre Dumnezeu. Sau să plângi organizat, că e cam același lucru. Adică eu aș putea să plâng organizat, să încep să plâng de un lucru și la fără 10 să se termine, să termine ora. Așa și despre Dumnezeu, despre bucurii, despre miracole, nu putem vorbi organizat. E foarte greu și în unele momente nu putem vorbi. De aici, cumva, la limită, o dificultate de ordin ființial a profesorului de religie, care trebuie să predea într-o zi în care se simte foarte superficial, nepregătit. Aici doctoratele n-au absolut nicio relevanță. N-au absolut nicio relevanță. Cât de pregătit este cineva, cât de limbi străine știe, este de o relevanță complet ignorabilă. Și Sfântul Apostol Pavel era de așteptat să explodeze ca un vulcan, pentru că el așa era ca personalitate. Ce face el în situația asta, în care alții râd de dânsul? Atenție, a râde de cineva e mai tare decât ai da un răspuns în contradictoriu. A râde înseamnă și o desconsiderare. Și când desconsider pe cineva, îi iei cumva la 11 metri, la fault, convingerea lui, asta lovește în demnitate. Și aproape că îi spune, aș refuza să vorbesc din smerenie, dar nu o să tac, ca să nu rămân cu demnitatea călcată, că omul acela o să înțeleagă ceva complet diferit sau greșit de realitate. Și dau răspuns pentru că mi-a călcat demnitatea, nu orgolul. Nici asta nu face Sfântul Apostol Pavel. Ce zice? Astfel, Pavel a ieșit din mijlocul lor. Există un satirist britanic, cred, Thomas Carlyle, dacă nu mă înșel, care a spus o vorbă teribilă, care surprinde cumva civilizația în care suntem noi astăzi și care vorbește ceva și despre greci. Pentru că el a spus așa, dacă Hristos s-ar naște astăzi și ar propovădui prin lume, oamenii nu l-ar mai răstigni. L-ar invita civilizat la masă, i-ar da să mănânce, l-ar asculta ce spune și ar râde cu poftă de el. Asta este civilizația. Civilizația bunului simț sau politically correctness. E aberant ce spune omul acesta, dar ascultăm că e interesant. El chiar are consistență și chiar crede ce zice. Și din ce perspectivă facem asta? Dintr-o perspectivă a unei cetăți fortuite de cultură și de judecăți critice. Că nu râde un ignorant de el, râde un om cultivat, care judecă tot adevărul acesta scandalos al credinței printr-o prismă a unei educații foarte rafinate. Și într-adevăr, după mintea omului, adevărul de credință este o nebunie. Cam așa s-a întâmplat aici. Auzind despre învierea morților, unii l-au luat în râs, alții au zis, te vom asculta despre aceasta și altă dată. Și astfel, Pavel a ieșit din mijlocul lor. Eu, dacă eram apostol cu Pavel, i-aș spus, ce faci, Pavel? Cum te duci? Păi, dar tu, mai aveai un pic și băteai, acum ce faci? Păi, o să înțeleagă ăștia că tu n-ai doctrină. Că adevărul tău e o chestie foarte superficială. De fapt, credința ta e așa o chestie foarte, foarte subțire. Și n-a că ți-a făcut un o gumă și ți-a descoperit minciuna. Asta o să înțeleagă ei.
Du-te înapoi acolo și spune-le că învierea e fără din istorie, că numai așa se putea să ne mântuim, că cu Socrate nu mă mântuiesc, că Socrate îmi dă o carte. Degeaba îmi dă o carte, eu cu o carte nu mă mântuiesc, eu cu cartea merg sub braț, dar nu pot să o bag în mine, pot să o mănânc, dar nu mă ajută dacă o mănânc. Ființa mea nu se întrepătrunde cu ființa ei. Că să mănânc pe cineva, ca să mă schimbe din interior, că eu în interiorul meu nu pot să ajung. Și era normal să se răstignească cineva ca să-mi las un trup pe care mâncându-l mă unesc cu el în mine și face el treaba, că eu nu pot să mă repar pe mine cum repar un motor. Omul nu se poate coborâ în sine și identifica piesele care sunt stricate și să le scoată afară, să pune altele noi. E imposibil să mă repar fără să mănânc pe cineva care mă repară. Și nu mănânc o porțiune din corpul lui, mănânc pe dânsul întreg. Și coboară el în mine ca un doctor și mă face sănătos. Hristos a știut asta. Pentru că toată lumea dinaintea lui a încercat să facă bine în lume lăsând o carte. Lăsând o carte. Las o carte. O citesc o dată, de două, de trei, de zece ori. Bun, dar cartea nu intră în mine. Cartea îmi dă niște gânduri, dar la un dat se oprește. De exemplu, dacă aș vrea să-l întreb pe Platon acum, Platon, dar aici cum acționez? Platon e mort. Eu n-am un contact cu spiritul lui, eu am un contact cu cartea lui. El îmi spune în gând, creștine, nu te pot ajuta. Eu sunt aici, nu pot să comunic cu tine. Spiritul meu nu poate comunica, zice, am lăsat cartea. Bun, dar în carte tu nu scrii de telefoanele mobile, eu aici acum mă te spun. E neputincios Platon, o carte neputincioasă, Scriptura nu este esențială. Esențial e cine se dezvăluie prin Scriptură. Că dacă ar fi să-mi iau Biblia și să încerc să mă fac bine cu ea, nu pot. Eu am nevoie de taine ca să mă fac bine. Pentru asta trebuie să fie un trup care poate primi taina. Păi ca să pot eu primi taina ca trup omenesc, trebuie ca altcineva înaintea mea să fi putut primi om fiind și el. Acela e Hristos care fiind Dumnezeu s-a făcut și om și a arătat că trupul lui ca om poate să poarte lucrarea dumnezească întrânsul și eu prin el pot și eu lucrarea dumnezească în mine. Că toată viața creștină înseamnă Doamne, fă în mine ce ai făcut în tine. Ce ai făcut în tine ca om, fă și în mine ca om. Și știu că poți să faci în mine că ai făcut în tine și eu sunt om ca și tine. Și am trup ca și tine și am suflet cum ai avut și tu. Și cum ai Dumnezeu pe al tău, fă și pe al meu tot așa. Putea să spună asta, Pavel, putea să vorbească de două săptămâni. Uitați-vă în epistolul lui, e doxa pe carte. El își adesagă și carte. Păi ce-a înțeles filozofia? A înțeles așa, că a venit unul și s-a zis ceva cu Dumnezeu necunoscut și a zis la un moment dat și că a înviat altul, mă, și-am făcut o glumă și se vezi cum imediat l-am dat pe față, domnule, că ăsta era un mincinos. Și știi cum și-a luat de saga și a plecat imediat? Ai văzut cum cu un pic de întrebare scoți minciuna la suprafață și faci pe om de râs și pleacă? Așa ar fi înțeles. Că era în vremea în care o filozofie se putea arăta în dialog. Ea spune tu, eu îți dau contraargumente, ea contrazimă, ea că te contrazic eu și uite că în lupta aceasta argumentelor iese adevărul. Nu așa a scris Platon toate dialogurile? Păi dialogul era la el acasă acolo. Păi dar Pavel n-a vrut să dialogueze deloc. Înseamnă că era o minciună mare acolo în ce spunea el. Cam asta e impresia. Din perspectiva celui care stă acolo. Dar de ce a plecat Pavel de acolo? Pentru că era foarte mult, era imposibil ca el să spună adevărul de credință prin cuvânt. De unde știm asta? Din însăși biografia lui știm asta. Pentru că Sfântul Apostol Pavel a fost acela care, Saul fiind, îi pune grea pe creștini. De ce i s-a arătat lui Hristos? Pentru că nimeni cu educație și cu cuvânt și cu text nu l-ar fi putut converti la credință. De aceea s-a arătat Hristos. Orice învățat al Vechiului Testament ar fi venit la Pavel, nu-l dovedea la câte carte știa el. Pentru că știm asta din modul în care lucrează Dumnezeu în economia Lui. Dumnezeu nu se arată dacă arătarea Lui nu este necesară. Dumnezeu nu face risipă de minuni ca să-și arate El tăria și mărirea. El le face de fiecare dată cu un sens, cu un rost. La Sfântul Apostol Pavel s-a arătat pentru că pe acela, prin argumente, nu l-ai fi trântit în niciun fel ca să-i arăți că creștinismul, adică ceea ce el prigonește, este adevărul și iudaismul, adică ceea ce el împărtășește, îi trebuie depășit.
Și Sfântul Apostol Pavel, având această experiență lăuntrică, i-a simțit pe filozofi aproape înrudiți cu el când era el prigonitor. Și așa cum el însuși n-ar fi fost de nimeni convertit, decât dacă l-ar vedea pe Hristos în față, el și-a dat seama că el ca om nu-i poate converti pe acești filozofi. Și că faptul credinței, spectaculosul fapt al credinței, nu poate el comunica prin cuvinte. Și s-a retras. Noi de câte ori avem senzația aceasta? Că Dumnezeu e mai presus de ceea ce noi putem comunica. Ca să-L scutim pe celălalt de un efort de convertire. Noi, în general, bagatelizăm foarte mult credința atunci când, mergând cu trenul, vedem un tânăr care citește o carte care se cheamă Nu există Dumnezeu și mie îmi arde, începe să-mi ardă limba și mă mănânc în talpă și aștept să mă întrebe ceva ca să-i zic eu că nu e adevărat. Că Dumnezeu există și eventual să-L și contrazic, să facem lucruri, să vorbim despre credință peste tot, în tramvaie, în stația de autobuz, peste tot. Să vorbim. Nu să ne gândim la noi înșine să ne rugăm în interioritatea noastră. Nu. Să vorbim despre. În situația aceasta și în foarte multe alte situații, cum este în pateric, când călătorește cineva de departe și îl întreabă pe un pustnic ceva și pustnicul nu răspunde, în foarte multe situații despre faptul credinței noi nu putem vorbi. Și tăcerea noastră e mai reprezentativă decât vorbirea noastră. Înțelegeți? Deci, a doua oară intrăm în Areopag atunci când, în fiind credincioși, nu încercăm să convertim pe celălalt la credință vorbind despre Dumnezeu, având senzația aceasta că Dumnezeu e mai presus de înțelegerea mea și că nu pot comunica pe celălalt. Că adevărata credință nu se poate comunica. Și că, de fapt, credința e mai mult decât vorbire despre. Uitați ce spune Sfântul Maxim, Sfântul Isaac Sirul. Are un loc în care zice, nu am aici citatul, în Filocalia 10, este un citat în care zice, ba da, l-am, zice așa, în Filocalia 10, siguranța credinței în Dumnezeu nu o dă neștirbirea mărturisirii, deși ea este maica credinței, ci sufletul ce cunoaște adevărul lui Dumnezeu din puterea viețuirii. Odată ce afli în Sfintele Scripturi credința unită cu viețuirea, să nu legi cunoașterea credinței, rămânând la simpla mărturisire dreaptă a ei. Să nu legi. Atenție ce spune. Să nu legi cunoașterea credinței, rămânând la simpla mărturisire dreaptă a ei. Să nu avem impresia că mărturisim dreapta credință, noi împlinim viața credinței. De fapt, în multe situații, a vorbi despre e mult mai puțin decât a trăi și a rămâne în interioritatea noastră mărturisind pe Dumnezeu. Deci, prima dată ne întâlnim cu oamenii și vorbim despre ceva bun de la dânsii și plecăm din Areopag, că ei nu sunt pregătiți să primească. A doua oară vorbim despre credința aceasta, că pot ei să primească. Și a treia oară intrăm în faptul credinței care este miezul acestei vieți desăvârșite și care nu poate fi vorbit, nu poate fi spus. Suntem cumva mai presus de ceea ce se poate mărturisi. În sensul acesta, întâlnirea din Areopag ne poate clarifica. Noi astăzi avem nevoie de această întreită intrare în Areopag. Noi ar trebui ca prima dată să învățăm, să lăudăm, să apreciem ceea ce au oamenii buni, indiferent de viața lor și de credința lor. Și dacă este să vorbim cu dânsii în prima întâlnire în Areopag, să ajungem măcar la concluzia că e nevoie de o spiritualitate. Oricare ar fi ea. Și care e a ta? E bună. Uite, tu ai bună asta. Indiferent despre ce spiritualitate e vorba, e mare lucru că suntem interesați să devenim mai buni. Și o să văd asta ca strădanie în fiecare om de a doua oară când mergem în Areopag, putem începe să vorbim, așa cum Sfântul Apostol Pavel a vorbit, despre Cel care s-a răstignit și care a înviat pentru noi toți. Și aceasta este a doua intrare în Areopag.
după ce am arătat că pot să laud pe cel din fața mea și pot să văd ceva bun în el, pot să încep să-i spun și eu ceva bun despre mine, despre credința mea. Dar întâi să văd că am putut să văd ceva bun în el și să spun despre asta. Și a doua oară vorbim despre cel care s-a răstignit și începem să vorbim despre viața deplină. Dar trebuie să fim pregătiți să ne oprim în orice moment în care celălalt arată că nu e pregătit. Și a treia oară când intrăm în aeroport, ne întâlnim noi creștine și stând noi de vorbă, fiecare să se simte nevrednic în a-l considera pe celălalt mai jos decât el, în a-l judeca într-un fel, în a-l îndrepta în ceva. Ce tare e viața spirituală a omului care nu vrea să facă vreun bine cu forța cuiva. E mare lucru ăsta. Și asta e a treia întâlnire în Areopag. E întâlnirea care, între noi creștini, care împărtășim credința răsăriteană, tradiția ortodoxă, ajungem să ne dăm seama că lucrarea aceasta interioară este aceea a vieții desăvârșite și nu îndreptarea altuia împotriva voiei lui. Și dorința de a fi normă pentru alții sau de a îndrepta pe alții atunci când aceia nu vor să facă lucrul acesta. Și aici ne ajută în această a treia intrare și cu asta închei, ne ajută un text foarte frumos al Sfântului Isaac Sirul, cuvânt către siguratici și închei cu aceasta, care ne spune despre cum se comportă omul care este credincios. Și ce spune el? Vrei să știi cum e omul cu inimă spartă, învață să-l recunoști după râul vorbelor lui, după simțirile lui tulburate și pornirea de a se sfăti pentru a avea dreptate în orice spune. Și mai departe spune, vrei să știi cum este omul lui Dumnezeu? Încearcă să-l cunoști, poți să-l cunoști sau învață să-l recunoști după tăcerea lui și după plânsul lui interior. Omul lui Dumnezeu tace și plânge în interiorul lui faptele lui. Și acum spune, cine a gustat adevărul nu se mai sfădește pentru el. Cine se aprinde pentru adevăr, n-a învățat încă adevărul așa cum este el. Când va fi învățat cu adevărat, atunci va înceta să se mai aprinde pentru el. Într-un asemenea om, zice Sfântul Isaac Sirul, care a cunoscut adevărul, atenție, nu se aprinde niciun zel, nici o mișcare de sfadă sau stârnire de furie, nu e pus în mișcare nici pentru credință, nici de dorința de ceva anume, nici chiar de dorința de a face ceea ce este de dorit. Ci sufletul său se lășluiește într-o mare și nespusă pace și într-o mare liniștire. Omul care trăiește adevărul nu are în el nici măcar un zel de a-l face pe altul să fie credincios. Este exact zelul pe care nu l-a avut Hristos când tânărul bogat s-a întors și a plecat acasă. Și Mântuitorul n-a făcut nimic. De ce l-a lăsat să plece? Că era în planul lui Dumnezeu. Noi știm din tradiție că acela a devenit episcop în Asia Mică. Mai târziu s-a convertit, dar nu acum. Și spun un pastor protestant care interpretează frumos textul acesta că Hristos a lăsat și Duhului Sfânt să lucreze ceva. N-a făcut El tot. Noi avem momente când vrem noi să săvârșim opera aceasta de convertire a oamenilor. Noi mai lăsăm și Duhul lui Dumnezeu să lucreze ceva în alții. Poate prin alții. Nu neapărat prin nimeni. Deci, într-un asemenea om nu se aprinde niciun zel, nici o mișcare de sfadă, nu e pus în mișcare nici pentru credință, nici de dorința de ceva anume, nici chiar de dorința de a face ceea ce e de dorit. Și sufletul său se lăștește într-o mare și nespusă pace și într-o mare liniștire. Și termină Sfântul Isaac Sirul spunând că cei care nu se cunosc pe ei înșiși se pun în mișcare împotriva celor neștiutori spre îndreptarea lor. Cei care nu se cunosc pe ei înșiși se pun în mișcare împotriva celor neștiutori spre îndreptarea lor. Creștinismul este non-combat. Nu este cu discuții aprinse, cu încercarea de convertire, cu scoaterea la iveală dificultăților cuiva, deficiențelor morale, nu caută o vreo confruntare anume. Făcătorii de pace sunt esențiale aici.
Și conștiința nevredniciei mele este atât de mare, cât eu nu mă pot pune măsură de judecată pentru altul. Să fiu eu cântat pentru viața lui. Să le evaluez eu, să-mi dau seama pe unde este și să-i spun eu ce trebuie. Orice om din fața mea este unul pentru care Hristos s-a răstignit. Dacă Hristos s-a răstignit, eu trebuie să am foarte mare grijă cum mă comport cu el. Trebuie să fiu delicat, ca și cum ar fi o persoană foarte importantă. Dacă eu aș fi învățătoare și în clasa mea ar fi băiatul președintelui României sau președintelui Statelor Unite și eu aș fi educator la clasa aceea, eu m-aș comporta foarte atent cu șeful, fiul șefului statului. Mai ales că e înțesat de servicii secrete, ferească Dumnezeu să-l jignesc pe copilul acela. Pentru că imediat se poate lua o măsură asupra mea. Adică eu nu-mi permit să ies din pepe, eventual să-l urechesc la ora, pentru că să fiu foarte atent. E o persoană foarte importantă. Omul din fața mea, indiferent dacă este creștin sau nu, este un om pentru care Hristos s-a răstignit. El este cumva în grija lui Dumnezeu, pentru că noi asta spunem în crez. Pentru noi și pentru a noastră mântuire, nu spunem pentru noi creștini. Pentru noi și pentru a noastră mântuire. S-a întrupat de la Duhul Sfânt din Fecioara Maria. Pentru noi toți s-a întrupat. Dacă omul din fața mea este unul pentru care s-a răstignit Hristos și el este în proiectul lui Dumnezeu, eu ce fac? Cum îl judec omul acesta? Mă duc să-l critic, scriu un articol despre el, îi evaluez viața să văd cât este de păcătoasă, scot în evidență public demonii pe care îi slujește. E o nebunie. Omul acela, Hristos s-a răstignit pentru el. Cineva mare de tot și-a dat viața pentru el. E foarte iubit omul acela de către Dumnezeu. Eu ce fac aici? Cine este eu să-l jignesc? Dacă însuși Dumnezeu îl iubește până la răstignire. Nu există vreo formă mai convingătoare de a arăta iubirea lui Dumnezeu și de plinătatea creștinismului decât în această bunătate nediferențiată, orientată către toți oamenii. În această răbdare până la capăt pentru convingerea că Dumnezeu lucrează în viața tuturor și că noi nu suntem măsura și nu suntem noi cei prin care va lucra Dumnezeu mântuirea și convertirea cuiva. Și atunci când ne simțim noi nevrednici și care adâncim această stare de nevrednicie, pe măsură ce ne simțim tot mai nevrednici să îndreptăm pe alții, pe măsura aceea ne crește vrednicia și în măsura aceea vom fi și folosiți de Dumnezeu ca să îndreptăm pe alții. Pilda aceasta este la Sfântul Maxim Mărturisitorul și într-un loc Sfântul Maxim Mărturisitorul, în deschiderea localiei 3, vorbește despre lucrul acesta, spunând tuturor să înțeleagă Evanghelia nu cum a interpretat-o el, ci să se străduiască ca fiecare să descopere ceva interesant. Fără să se pună normă pe sine acolo. Și în multe alte biografii vedem această fugă a părinților de a nu fi normă pentru cineva. Și atunci când fugim de a fi normă și de a ne impune ca normă cuiva, atunci câștigăm cu adevărat statutul de normă. Pentru că norma este nu doar în cunoașterea teoretică, este și în smerenia acestei cunoașteri. Și în fine, toate aceste lucruri sunt concentrate, cum se întâmplă în Evanghelie, în cuvintele acestea care cred că sunt cele mai grele cuvinte pe care le primește creștinul în Evanghelie, pe care Hristos ne le spune ca poruncă către toți oamenii care vor să-L urmeze. Iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blestemă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă vatămă și vă prigonesc. Nu, n-am întâlnit. Eu nu cunosc Evanghelia. Nu, sunt departe de tot de a o cunoaște. Nici nu știu greacă, n-am citit-o în original. Sunt alții mult mai buni ca mine. Dar la cât am citit eu găsesc în aceste cuvinte povara cea mai mare pe care o poate suporta cineva în creștinism, tensiunea maximă a sufletului unui om care trebuie să ajungă, și el nu poate singur, el poate doar cu ajutorul lui Dumnezeu să facă asta. Să iubească pe vrăjmași și să binecuvinteze pe cei ce îi blestemă. Eu nu pot avea o situație mai dramatică, mai
ozabilă între mine și semenul meu decât în raport cu cineva care mă blestemă. Cineva care mă blestemă îmi vrea moartea, m-ar ucide el dacă n-ar fi consecințele tale. Dar el nu mă poate ucide, că, deși ar vrea poate. Pentru că riscă să aibă consecințe negative asupra vieții lui. Și atunci, blestemându-mă, cum ar veni, îl roagă pe Dumnezeu să-mi facă ceva rău. E maxima distanță dintre oameni. Și pentru cel care mă blestemă, eu trebuie să am binecuvântare. E mai mult de atâta nu se poate. Și acum, dacă pentru cel care mă blestemă, eu trebuie să am binecuvântare, pentru cel care nu se închină lui Dumnezeu, eu ce trebuie să am? Pentru cel care se închină unui alt Dumnezeu, eu ce trebuie să am? Față de toți trebuie să am aceeași binecuvântare. Adică, Doamne, ajută, Doamne, fă-i bine, Doamne, mulțește binele Lui, dar auziți, aici cuvintele nu sunt ironice. Binecuvântați pe cei ce vă blestemă. Mântuitorul nu e ironic aici. Adică, așa să-ți ajute Dumnezeu cum ai ajutat un bine. Nu zice asta, era simplu. E maximum ce spun. O să iubești pe vrăjmaș, e foarte mult. Și ca să fie tare, a repetat opozițiile acestea. Iubiți pe vrăjmaș, binecuvântați pe cei ce vă blestemă, faceți bine celor ce vă urăsc. Rugați-vă pentru ceea ce vă vadă. E o nebunie. Ăsta e genul de bunătate nedifferențată a creștinului. Lumea are foarte mare nevoie de îmbrățișarea aceasta. Aici creștinul se arată unul care îmbrățișează pe toată lumea fără să aibă vreun cuvânt greu pentru cineva. El are numai binecuvântare, rugăciune, facere de bine, oricât ar pierde, oricât ar ieși el în pierdere, oricâte efecte negative s-ar resimți asupra lui, oricât de mult ar fi urât, blestemat sau lovit, el ar trebui să iubească, să binecuvinteze, să facă bine și să se roage. Nu scrie să se critici, nu scrie să jignești, nu scrie să faci altceva. Deci, acestea sunt cele trei întrebări în Areopag. Prima, să facem bine cuiva, să vedem ce are bun în el, să nu vorbim despre credință, să nu le zicem încă nimic, pentru că nu că n-ar fi frumoasă credința și n-ar fi cea care ne întemeiază, dar nu e pregătit semenul nostru să spunem despre asta. Și am bagateliza-o dacă am scoat-o repede la mezat. Acela e mărgăritarul, trebuie să pregătim terenul ca să spunem despre asta. Și să dovedim că putem vorbi, mai întâi că vedem ceva bun în el și după aceea să ne pregătim să-i spunem, dar să nu-i spunem totul, să-i spunem pe măsura capacității lui de a primi și în momentul în care el nu mai primește, să ne oprim. Deci în prima începem să-l lăudăm, în a doua începem să spunem ceva foarte puțin despre credință, nu să-l sufocăm, nu să arătăm câte teologie știm. Și asta e a doua întâlnire. Și a treia întâlnire, dacă el nu mai primește, eu nu mai vorbesc, faptele mele vor vorbi, răbdarea mea va vorbi, binecuvântarea mea perpetu pentru tine, indiferent dacă tu ai trecut la dreapta credință sau nu. Niciodată nu o să folosesc cuvinte grele pentru tine, în afară de rugăciune, de binecuvântare, de facere de bine și de dragoste, nu am nimic să-ți dau. Eu nu pot să te jignesc, nu pot să te evaluez, nu pot să te judec. Și în felul acesta creștinismul cucerește lumea. Că lumea nu are nevoie de valori morale. Oamenii au nevoie de îmbrățișare. Lor le lipsește foarte mult îmbrățișarea până la a le lipsi adevărul, dogmele. Ei au nevoie de îmbrățișare și cine le dă îmbrățișarea îi convinge că primesc dragoste din partea cuiva. Ați văzut generația tânără, care a inventat free hug. Merg pe stradă și îmbrățișează oameni. Societatea occidentală, care e creștină, nu mai îmbrățișează. Ne-am răcit foarte mult relațiile între noi. Am uitat să iubim, dar vorbim și judecăm prea mult lumea. Cam atât. Când a fost Părintele Profesor, Părintele Prodecan Gheorghe Holbea, tot așa când a încheiat, am rămas fără de alt cuvânt. Al Sfinției sale a fost ultimul cuvânt.
Cred că sunt în asentimentul dumneavoastră al tuturor ca și în seara aceasta să gândim la fel și să hotărâm așa ișderea, lăsând cuvântul Părintelui Profesor ca ultim cuvânt să dospească în noi aluatul care să dospească apoi toată frământătura, să se coacă. Dacă vreți să știți mai multe din scrierile și din învățăturile Părintelui, cumpărați cele două cărți. Se dau la set pentru că e volumul 1 și volumul 2. Sunt, costă 65 de lei setul. Citiți-l în articolele din ziarul Lumina, urmăriți-l la TV Trinitas, uneori chiar și la Radio Trinitas. Apropo, mulțumim celor de la Radio Trinitas, domnului Mircea Toma și domnului Aurel Necula, care iată a venit astăzi aici, acum fiind împreună cu noi de față și înregistrând toată emisiunea și fiindu-ne alături, luând interviu Părintelui. Mulțumim pentru toată dragostea, deschiderea și disponibilitatea și domnului Mircea Toma, care ne-a luat interviu dimineață pe post, la emisiune. Dumneavoastră tuturor, mare mulțumită că ați venit, mult folos din toate cele pe care le-ați auzit, Părintelui multă putere să mai vină. Avem încă în plan cu Părintele cel puțin 3 teme de abordat, de discutat, cel puțin 3 subiecte pe care în alte părți le-a dezvoltat și am vrea să le dezvolte, să le prezinte și aici. Am luat această temă ascultând conferința pe care a susținut-o la Iași, la Ascor, însă cu timpul poate va rândui Dumnezeu să veniți și cu tema pe care a susținut-o la Onești, la Galați, la Măinești, în alte părți, și aici în București, și mâine seară Părintele este la Biserica Icoanei și în alte părți. Vă dorim un spor, bucurie, putere și să rânduiască Dumnezeu să ne mai întâlnim sănătoși, bucuroși și cu folos. Dumnezeu să vă ajute în continuare tuturor în tot lucrul ce bun. Amin. Rugăciune. Rugăciune. Facem obișnuita poză de grup. Totodată îi rog pe câțiva bărbați să ne ajute să strângem băncile, cumpărați cărți și veniți la autograf. Și dacă este mai puteți sta puțin de vorbă cu Părintele Profesor, sigur, după ce facem rugăciune. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Cu toți. Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât cherubimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărire. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Promitem ca la următoarele dăți, când va veni Părintele Profesor, să-i adresăm și întrebări. Eu însumi aveam vreo 4 pregătite, dar fiindcă e și timpul înaintat, plouă afară, astăzi, în această seară, ne oprim la atât, ca să mai veniți și altă dată. V-am deschis doar apetitul. Mulțumim!